Bună ziua, elevi! Bună ziua, domnule Merlin! Ce mai faceți? Bună ziua, domnule Merlin! Cine e pregătit pentru o provocare magică azi? Sunt cu siguranță pregătit grație abordării mele moderne! Crede-mă, nimic nu e mai bun în vrăjitorie decât să folosești metodele clasice! Oh, oh, vă rog să mă scuzați! Cred că nu ar fi trebuit să mănânc budinca aia! Voi începeți, iar eu mă voi întoarce repede! Aha! E cartea de vrăj a bunicului meu! E cam profită! Bine, să vedem! Nu ai nevoie de o carte, Rag! Ah, o carte? Pot să mă uit la un tutorial online! Și pun pariu că voi găsi rețeta mai repede decât tine! Eu nu aș fi atât de sigur de asta! Să voi folosi pentru poțiunea mea! Oh, nu! Exact de asta am nevoie! Să ne apucăm de treabă! Uite-te la asta, Sam! Wow! A fost incredibil, Roger! Mersi! Deci, ăsta e primul ingredient de care am nevoie! Apă! O voi turna în cazanul meu! Așa, cu grijă, uite așa! Pe toată! Acum să o facem să fiarbă! 1, 2, 3. Wow! Se pare că s-a întâmplat ceva magic până la urmă. Ce-a fost asta? Hei, nu trage cu ochiul, Sammy. În fine, hei, unde-i pălăria mea magică? Iată. Mersi, unde rămăsesem? Ah, am nevoie de primul ingredient. Pe locuri, fiți gata, start! Oh, nu, e pălăria mea preferată. Cum voi sorta elevii de acum? Sam, nu suntem la Hogwarts. În fine, unde era? Ah! Aici, în buzunar, am ingredientul numărul 2. Vreți să aflați despre ce e vorba? După cum vedeți, avem nevoie de destul de mult praf de zâne sau de praf de corn de unicorn sau orice ar fi ăsta. Grozav! Acum că am turnat și al doilea ingredient în cazan, să amestecăm totul foarte bine. Să o facem! Amestecăm, amestecăm, amestecăm! 1, 2, 3! Foarte bine, dar eu am toate pânzele de păianjen aici. Nu, nu pânza mea! Ce vei face tu acum fără pânză, Rag? Ce? Ce vrei să spui? Nu am nevoie nici măcar de o bucățică din pânza aia de păianjen, Sammy. Asta e o abordare antică a preparării poțiunilor. Dar ingredientele mele magice mă vor duce fix la locul potrivit. Deci, cine vrea să vadă cum arată ingredientul numărul 3? Oh, e o stea! Ce drăguț! Cred că tocmai a ieșit din mare. Și te întorci tot în apă. Aha, acum hai să amestecăm puțin. Oh, era să uit. Pentru a te asigura că poțiunea ta va ieși grozavă, ar trebui să te abonezi la acest canal. Și iată, tap, tap, tap. Uimitor! Ador sunetele pe care le scoate. Asta numesc eu noua magie modernă, da. Bine, bine, conform rețetei, următorul ingredient de care am nevoie este aurul. Și știu perfect de unde să-l iau. Oh, prețiosul meu, vino la tata. Niciodată nu-i destul aur. Mai mult, am nevoie de mai mult. Ups, haide, uite așa. Aur pentru o strălucire perfectă. Sună bine. Stai, Sam, ai aruncat toți banii noștri acolo? Haide. Glumesc, prieteni. Aici am ingredientul numărul 4. Wow, ce e asta? Pare a fi o pană de la un fel de pasăre magică. Să o aruncăm în... și amestecăm totul foarte bine. Frumos! Mă întreb ce ar putea urma. Să vedem! Iar următorul ingredient de pe lista mea este... sună interesant! Cred că l-am văzut pe undeva plină. Dar nu e aici. În regulă! Poate este aici? Nu! Oh, haide, lucrușorule! Chiar vreau să câștig această provocare! Unde te ascunzi? Nimic! Rock, ai văzut? Eu văd totul, Sammy! Oh, super! Mulțumesc! Acum în cazan! Te duci! E timpul să amestecăm! Așa cum spunea bunicul meu, consistența corectă este crucială pentru a obține o poțiune adecvată! Sau vorbea cumva de slime? Oh, sfinte tibidaba! Ce-i cu mirosul ăsta, Sammy? Ești sigur că o faci cum trebuie? Îți ordon să te oprești! Așa e mai bine! Și trecem la ingredientul numărul 5! Pare foarte interesant! Să vedem ce este! Deci? E un pulgăre de zăpadă sau ceva de genul ăsta? În fine, îl punem chiar aici! Wow! Vedeți asta, oameni buni? Se dizolvă într-un mod ciudat! Minunat!
Wow! Cred că voi câștiga! Mai sunt doar două ingrediente! Da! Eu nu aș fi atât de sigur de asta! Yay! Auci! Îți bați joc de mine, Sammy? Nu mai sabota munca aruncând lucruri în calea mea! Ups! Nu te supăra, Roger! Nu am vrut să fac asta! Este în regulă! Doar fii mai atent data viitoare, bine? Acum am să vă dezvălui secretul acestei punguțe cu numărul 7! Ce-i asta? Oh, wow! Ce chestie! Priviți, prieteni! E un diamant! Nu aș vrea să-l irosesc pe poțiune! E atât de drăguț! Dar se pare că nu am de ales dacă vreau să câștig. Deci, hai să o facem! Fiți atenți, prieteni! Poțiunea mea și-a schimbat culoarea! Oh, oh, oh! Ce-i cu acele scântei? Asta e o nebunie! Ce? Lasă-mă să văd, lasă-mă să văd! Hei, ți-am spus să nu tragi cu ochiul! Oh, bine! În acest caz, nici tu nu ar trebui să tragi cu ochiul aici! Este ingredientul meu secret, prieten! Dacă Roger întreabă, nu știți nimic! Oh, da? Ei bine, sunt aproape de linia de sosire! Ăsta e ultimul meu ingredient! Vraja! Aha! Se pare că a fost înscrisă pe acest papirus! Să vedem ce scrie! O să citesc! Hocus pocus, abonați-vă! Sfinte plăcinte, Roger! Unde ești? Sunt aici, Sammy! M-am transformat într-un cap de floare sau ceva de genul ăsta! Ajută-mă! Cheamă-l pe maestrul Merlin sau mai citește odată vraja aia! Nu-ți face griji! Prieteni, ar trebui să ne dați un like pentru a-l aduce pe Roger înapoi! Vă rog să-l aduceți înapoi! Vă rog! Oh, sunt aici și sunt eu însumi din nou! Mulțumesc foarte mult, Sammy! Ah, nu e mare lucru! Uite-ți papirusul! Oh, așa este! Mulțumesc! Eu voi câștiga! În regulă! Iată ingredientul final al poțiunii mele! E timpul să dezvăluim câștigătorul! Oh, deja văd ce se întâmplă! Wow, ceață magică! Asta trebuia să se întâmple? Oh-oh, pot să o opresc cumva? De ce nu pot vedea nimic? Oh, nu! Am făcut totul greșit? Sfinte macarons! Cine e ăsta? Arată atât de cool și așa simpatic! Vino aici, micuțule! Ești atât de pufos și moale! Wow, ce ochi frumoși are! Da, și vrea să devină prietenul tău, Sammy! Serios? E bine să-l flatat! Priviți-l, prieteni! Nu e așa că e cel mai simpatic? Oh. Bine, e timpul să vedem ce voi obține eu din poțiunea mea! Da, așa e! Arată bine! Fierbe, cazanule, fierbe! Așteaptă! Nu așa de tare! Sammy, oprește-te! Suntem speriați! Sam, ți-am spus să nu folosești rețete antice! Deci, cum merge treaba aici? Wow! Oh, pe barba lui Merlin, cine a făcut asta? Pare rău, a fost eu! Cred că nu sunt atât de bun la poțiuni pe cât credeam! Bineînțeles că nu ești! Și acest micuț prieten este de acord cu mine! Și tu ai fi obținut același prieten blănos dacă ai fi folosit magia modernă, așa cum am făcut eu! Ce aud, Roger? Noi nu vorbim așa! Îmi pare rău, înălțimea voastră magică! Nu e nimic magic când ați intimidat cei mai buni prieteni! Abilitățile tale magice sunt bune, dar abilitățile interumane nu prea! Acum, să vedem ce s-a întâmplat aici! Ah, Sammy, ai citit rețeta de jos în sus, dar nu te supăra! Mie mi se întâmplă tot timpul! Doar fii mai atent, bine? Serios? Prieteni, și voi ar trebui să fiți mereu atenți când citiți lucruri! Pa, pa! Zombii cei mai tari! Oh, Sam, iar te joci Zombor Geek? Ei bine, da, pot! Te-ai jucat deja de foarte multe ori, nu te-ai plictisit? Cum să mă plictisesc de un joc cu zombii? Nu știi cât e de populară tema asta? Clipul nostru cu recenzia jocului a adunat peste 1 milion de vizualizări! E așa cool!
cool! Dați-ne un like dacă ați văzut recenzia noastră video! Cu siguranță e cool! Nu e ăsta un motiv bun să facem o altă recenzie pentru un joc? Ce joc? Ei bine, de exemplu, plante versus zombie! Un moment! Uite! Nu înțeleg! Nu ar trebui să facem o recenzie pentru jocul plante versus zombie! Ar trebui să facem un joc plante versus zombie din carton! Ei bine, putem face asta! Să începem! Bună, prieteni! Astăzi... Ce-i asta? E un motor semi și fire. Pentru ce sunt? Pentru ca jocul nostru să funcționeze, vei vedea. Bună! Proiectul de astăzi presupune lucrul cu fire, așa că mai bine rugați un adult să vă ajute să le conectați. Oh, nu! Nu am de gând să lucrez cu fire! Eu sunt slime, nu electrician! Bine, bine! Atunci tu vei face personajele din joc! Zombie? Da, zombie! Lasă-mă să-ți arăt cum să asamblezi un personaj, iar apoi vei face restul singur. Da, sunt gata! Poți începe! Deci, întâi trebuie să fixezi șablonul pe o bucată de carton și tai cu grijă piesa de-a lungul șablonului. Sunt multe curbe aici, așa că lucrează cu atenție. Și ai grijă la degete? Am mare grijă atunci când tai ceva, ca să fiu sigur. Ei bine, e mai bine să ai grijă decât să-ți pară rău. Iată piesa pe care am făcut-o. Acum trebuie să o rulăm. Să aplicăm cu grijă două picături de lipici și să punem bucăți de pai înăuntru. Bine, una și a doua. Și închidem piesa strâns, astfel. Trebuie să aplicăm niște lipici pentru carton deasupra pentru a face piesa mai fermă. Așa este! Vrem să ne jucăm de multe ori jocul ăsta! Apoi vom avea nevoie de aceste două bețe. Introducem un băț în paie. Și introducem bățul subțire în deschizătură. A fost din greșeală! Serios! Credeam că te uiți cu atenție! Asta fac, dar am văzut banda de cauciuc și apoi nu mai știu! Ei bine, sper că ai observat cum am fixat banda de cauciuc. Aceasta este piesa finită! Mai trebuie doar să prindem fotografia unui personaj. Ce grozav! Nu știu dacă pot să trag în el. Ei bine, dacă nu vrei să-ți mănânce creierul, vei fi nevoit. Așa, uite așa se face, vezi? Da, doamnă! Atunci ia toate materialele și du-te! Pentru a vă distra cât timp lucrăm la jocul nostru din carton, o să vă pun niște întrebări despre zombie. Iar răspunsurile vor fi la finalul clipului. Vor fi? Oh, da, vor fi. Întrebarea numărul 1. Ce film cu zombie e considerat a fi punctul de plecare pentru toate celelalte filme cu zombie? Puneți pauză clipului și scrieți răspunsul vostru. De fapt, sunt multe filme cu zombie. Sute de filme și seriale TV despre aceste creaturi. Mie puțin teamă să le urmăresc. Dar vouă, prieteni, voi urmăriți filme cu zombie? Hei, Sam, ce tot faci aici? Ar trebui să faci personaje pentru joc. Upsi! Iar între timp am făcut baza pentru armă, pe care o vom folosi pentru a dobărâ zombie și a împiedica să ajungă la final. Mai trebuie doar să lipesc pereții din carton. Iar în timp ce tu lipești pereții, eu voi pune o altă întrebare. În regulă! Care este numele seriei de filme în care joacă Mila Jovovich? Oh, știu eu! Șt! Răspunsurile vor fi la final! Oh, așa e! Acum trebuie doar să decorez arma. Gata! Oh, exact ca joc! Stai! Noi vom fi de partea plantelor! Ei bine, da, e vreo problemă? Nu, e regulă! Lasă-mă să-ți arăt cum funcționează! Voi introduce magneți și... Bac! Bac! E mai mult decât în regulă, e grozav! Am plecat să fac toate personajele jocului. Bucățile sunt destul de mari, e mai mult spațiu aici. Aha, am luat tot. Da, pot continua. Voi folosi aceste bucăți pentru a asambla baza întregului joc. Să-i spunem cutia jocului, pentru că o să arate puțin ca o cutie. Dar pe lângă pereții laterali, cutia jocului nostru va avea piese suplimentare în interior. Așa de multe piese încât folosesc foarte mult lipici și schimb una după alta rezervele de lipici. Eu nu trebuie să schimb nimic pentru a pune întrebarea numărul 3. Ce țară are o lege care interzice transformarea persoanelor în zombie? Chiar există o astfel de lege? Sigur? Crezi că cineva care transformă persoane în zombie rămâne nepedepsit? Nu, sigur că nu. Așa este! Ei bine, gândiți-vă la asta, iar eu îmi continui munca. Au mai rămas două întrebări. Prieteni, vreți să aflați răspunsurile la întrebările lui Sam? Atunci urmăriți clipul până la final! Mai ales pentru că vă vom arăta și cum să jucați acest joc! Să luăm motorul și firele!
trebuie să fixăm motorul la locul lui. Fără el, jocul nu va funcționa. E o parte foarte importantă. Iar acest suport va ține mecanismul pentru a începe jocul. Trebuie doar să adaug un băț. Așa, acum firele. Am făcut mai multe tăieturi prin care să trec firele. Iar acum urmează momentul crucial. Să conectăm firele. Hai, deconectează-le! Iar eu voi vorbi cu urmăritorii și voi pune o altă întrebare interesantă. Cum se numește cel mai cunoscut flash mob zombie care are loc în fiecare an în toată lumea? Flash mob zombie? Sună straniu. Nu-ți face griji, Suzy, nu e cu zombie adevărați. Doar cu oameni în costume de zombie. Iu, ce ușurare! Cum merge? Aici? Totul e bine, dar la tine? Ai făcut toate personajele zombie? 1, 2, 3. Ei bine, au mai rămas doar câteva. Ceva îmi spune că nu ți-au mai rămas de făcut doar câteva. Ei bine, nu, pe lângă asta trebuie să pun ultima întrebare. Termină de făcut personajele și apoi pui întrebarea. Bine. Iar eu voi fixa piesa asta. Trebuie să introduc o monedă aici pentru a începe jocul. Asta îl face să pară un joc adevărat. Vedeți? Să o așezăm la locul ei. Acum trebuie să întind toate firele. Așez panoul frontal. Fanta pentru monede va ieși pe aici. Ok, să verificăm dacă merge. Introduc moneda și trag firul. Grozav! Vom avea nevoie doar de o monedă pentru acest joc. A cincea întrebare. De ce mă sperisim? Oh, scuze, dar chiar vreau să pun întrebarea. Ei bine, întreabă. Care este considerat a fi cea mai dorită hrană pentru zombie? Oh, e ușor. Șt, lasă urmăritorii să scrie răspunsul. Ei bine, acum sunt mulțumit. Merg să termin de făcut personajele. Du-te, vom avea curând nevoie de ele. Bine, mare parte din mașinărie este gata. Acum să luăm aceste cercuri și această hârtie pergament și... Pac! Obținem aceste două piese. Să le introducem în mașinărie. Cu grijă, nu vreau să stric nimic. Se învârt atât de bine! Am făcut modelul cu lipici fierbinte. Iar acum voi mai adăuga câteva piese. Una și a doua. Acum... E timpul pentru zombie! Nu, Sam, e prea devreme. E timpul pentru electricitate. Ce interesant! Dacă ești interesat, atunci privește. Trebuie să fixez acel mic mecanism pe o parte a jocului. Îl pun pe un pervaz din carton. Nu m-am gândit niciodată că voi face pervazuri din carton. E distractiv! Uite așa! Simplu și ușor! Punem câteva picături de lipici pentru a ne asigura că se fixează. Nu vreau să cadă într-un moment crucial. Acum să conectăm toate aceste fire la baterii. E important să avem grijă la polaritate. Polaritatea înseamnă minus și plus, care de obicei sunt arătate de baterii. Așa este. Mă bucur că ți-amintești astfel de lucruri. Sigur, îmi amintesc multe lucruri, dar câteodată se ascund așa adânc încât e greu să le scot la suprafață. Așa adânc, precum acel lac Tibidabo. Îmi dau seama. Pentru ce îți trebuiesc aceste benzi din cauciuc? Am nevoie de ele pentru a fixa panoul pentru finalul jocului. Pun benzile din cauciuc pe aici și le fixez cu lipici. A mai rămas doar puțin. Atunci e timpul să dau răspunsurile la întrebările despre zombie. În regulă, iar eu voi adăuga câteva detalii finale jocului nostru. Așadar, răspunsul la prima întrebare. Filmul care a devenit punctul de plecare pentru toate celelalte filme cu zombie este Noaptea Morților Vii. Răspunsul la cea de-a doua întrebare. Seria de filme în care joacă Mila Jovovich este Resident Evil. Răspunsul la cea de-a treia întrebare. Țara în care legea interzice transformarea oamenilor în zombie este Haiti. Răspunsul la cea de-a patra întrebare. Cel mai cunoscut flash mob zombie se numește Zombie Walk. Iar răspunsul la cea de-a cincea întrebare este... Cea mai dorită hrană pentru zombie este creierul uman! Așa este! Prieteni, îi felicit pe cei dintre voi care au răspuns la toate cele cinci întrebări fără a consulta nicio sursă! Sunteți adevărați experți în cultura zombie! În timp ce Sam dădea răspunsurile la întrebări, eu am terminat aceste piese. Sunt necesare pentru a opri jocul. Uitați! Un fir e conectat la băț, iar al doilea la o bucată de metal. Dacă bățul atinge metalul, jocul se oprește. Vedeți? Nu ai terminat! Aproape! Adu toate personajele pe care le-ai făcut. Un moment! Iar eu voi așeza o folie de plastic transparent aici. Va ajuta zombie să avanseze. O fixez cu scotch. Oh, a mai rămas o piesă de lipit?
Acum că toate piesele decorative sunt la locul lor, vom așeza arma. Voi înțepa peretele de carton cu niște bețe lipite între ele. Apoi le trag prin mânerul armei și voi tăia excesul. Uite toți zombii! Grozav! Să-i așezăm pe panou! Nu ne grăbim la etapa asta! Dacă personajele nu sunt așezate bine, o să fie mai greu să tragem în ele. Putem să ne jucăm? Putem? A mai rămas o singură piesă. Trebuie să marcăm finalul. Sigur, nu e așa interesant fără final. Din calculator, direct în carton. Noi am făcut jocul 3D. Ura! Abia aștept să joc! Să începem! Arma e încărcată și moneda e înăuntru. Zombii vin! Oh, nu! Fintesc și... Pac! Pac, pac! Înapoi, zombii! Nu veți lua creierii! Oh, nu! Oh, nu, oh, nu! Haide! Oh. Prinde-l-fiu! Am pierdut! Încă o dată! Intri aici și... Păzia, zombii! O să vă prind pe toți! Pac! Pac, pac! Oh, nu, vine! Ia-o pe asta! Prieteni, văd un zombi mare! Te prind eu și pe tine! Așa se face! Asta e, Sue! Poți să pui deoparte, Zomber Geek! Acum acesta e jocul meu preferat! Ei bine, nu-l pune prea departe în cazul în care vrei varietate! Prieteni, v-a plăcut acest joc? Atunci dați-ne un like! Iar dacă acest clip primește 10.000 de like-uri, vom face încă un clip cu zombii! Pa, pa! Uitați-vă și arătați și prietenilor voștri! Abonați-vă la canal pentru a nu pierde niciun clip nou! Sammy, ești bine? Mănâncă! Acum! În care? Ok, vrei o bomboană? Vreau o prăjitură! Suzy, deschide ochii! Ai spus ceva despre o prăjitură? Dar unde e? Nu te mai bâlbâi! Facem sau nu o prăjitură? Bună, prieteni! Se pare că spiritul de Halloween e încă aici! Da! Dacă aș fi un monstru, atunci ăsta ar fi praf de păianjen! Praf de păianjen? Mie mi se pare că arată ca făina! Ai mai auzit ceva? Prieteni, cred că azi vom face o prăjitură înfricoșătoare și ciudată! Vom sărbători din nou Halloween-ul! Adaugă și niște lacrimi de fantome acolo! Să vedem ce e ăsta! E dulce ca zahărul? Da, pentru că e zahăr! Ce se petrece? Te porți ciudat! Ok, o să-ți cânt în strună! Ar trebui să numim asta praf de corn de unicorn? Sfânta mozzarella! Ăsta e doar praf de copt simplu! Ești sigur? Ce o să spui despre ingredientul ăsta? Lasă-mă să-l încerc! Iac! E sare! Da, dar hai să-i spunem dinți de liliac! Îmi place cum gândești astăzi! Acum lucrurile devin dificile! Adăugăm niște unt, hop, și amestecăm din nou ingredientele! Privește aici! Dinții de liliac zdrobesc untul! Vrăjitorule Sam, mersi pentru ajutor! Mixul nostru s-a transformat în nisip! Ouă de dragon, gâturi de țestoasă, faceți această prăjitură delicioasă! Nu uitați să le amestecați foarte bine! Sam, dragonii noștri sunt prea mici pentru a fi înfricoșători! Nu-ți
bate joc de magia mea, Siu. Mai bine continuă să mesteci. Dorința ta e poruncă pentru mine. Ouăle de dragon sunt în bol. Pentru a face o prăjitură pufoasă, avem nevoie și de niște lapte. Și niște untură de pește auriu e esențială. Doar non poțiunea noastră pentru prăjitură. Prieteni, nu vă lăsați păcăliți. E doar uleiul pe care l-aveți cu toții acasă. Iar asta e clar o poțiune de dragoste pentru Sammy al nostru. Vreau să o miros! Ce mireasmă excepțională! Avem și esență de vanilie pentru un plus de savoare. Am ratat ceva? Da, poftim! Hai să-i spunem lapte bătut de meduză! Prieteni, de obicei se numește iaurt grecesc. Copiii vor jeli că ce-n făină voi pune lămâie pentru a o acri! Poftim! Voi face o poțiune și mai bună, adăugând lacrimi de balenă. O cantitate mare! Acum hai să amestecăm totul! E timpul să coacem! Vrăjitoarelor, pregătiți-vă încantațiile! Trebuie să pregătim tava de copt și să adăugăm niște ulei în bol, astfel. După ce am făcut toate pregătirile, le vom umple cu aluat. Wow! A ieșit grozav! La ce temperatură ar trebui să vrăjesc cuptorul? 140 de grade Celsius. Am înțeles! 50 de minute în cuptor ar trebui să fie suficiente. Rămâneți cu noi! Este în viață! Pot să iau o înghițitură? Doar niște crustă, pe care am tăiat-o deja. Aveți grijă când folosiți cuțitul, prieteni! E așa de bun! Sam s-a transformat într-un vârcolac înfometat din cauza acestei luni de lămâie. În sfârșit am stomacul plin. Siu, ai grijă cu pandișpanurile? Le vom folosi pentru a face un cazan magic cu o poțiune afumată. Vom avea nevoie de un ingredient secret pentru a face cazanul magic. Esență de inimă neagră? De unde să o iau? Ei bine, ți-am adus un alt ingredient. O esență de țipăt de mumie. Bate-o! Mie mi se pare a fi doar unt normal. Am zis să bat și să te grăbești, Susan. Am înțeles, să începem. Destul, pentru moment poți să te miști puțin mai încet. Fiu, Sammy a fost extenuant. Să nu mai faci asta niciodată. Grozav, arată bine și pare pufos. Ai găsit al doilea ingredient? De fapt, l-am mai folosit. Prieteni, mai țineți minte ce erau lacrimile de fantomă? Hai câștigat, e zahăr. Acestea sunt ultimele două ingrediente de care ai nevoie. Yay! Dar, ca la orice poțiune bună, totul ține de cum amesteci. Acum, esența de inimă neagră. Să începem cu pudra de cacao. Râsul de vrăjitoare diabolică o să o facă mai bună. Râs cu mine! Funcționează! Poți să te oprești deocamdată? Să construim cazanul! Prieteni, repetați toți pașii și nu îndrăzniți să clipiți! Nu, Siu, e prea greu! Hai să-i punem să nu caște sau să strănute! Unu! Ok, fără condiții atunci, doar distrați-vă și străduiți-vă! Și iată și cea de-a doua parte a cazanului! Nu arată rău! Hai să-i dăm o formă! Am folosit un tăietor rotund pentru a face partea de sus a ceaunului. Acum îl vom acoperi cu glazură și îl punem la frigider la rece. Wow, arată așa cool! Prieteni, ne vedem imediat! Nu uitați să vă abonați! Prieteni, am pus două părți ale prăjiturii una peste cealaltă și le-am acoperit cu glazură și am obținut asta! Wow, abia aștept să arunc o privire mai îndeaproape! Arată cool! Dar când o terminăm? Dacă vrei să grăbești procesul, cel mai bine ar fi să te ocupi de fondant! Sigur, Siu, imediat! Ajută-mă, Siu! Fondantul vrea să mă mănânce de viu!
monstru? Prieteni, fiți pregătiți, vom crea un adevărat monstru. Un monstru? Aici? Susan, mi-e frică! E un tentacul din fondant. E gustos, dar nu fricoșător. Glumeam! Hai să ne luptăm cu tentaculele! Stai! Lasă-mă să adaug ventuzele albastre pentru a fi mai intimidant! Eu l-am terminat pe-al meu! Începem bătălia! Bătălia? Atunci trebuie să-mi fac o armată! Pac! Mult mai bine! Ești gata, Sam? Lasă tentaculele! Am un ochi atot văzător! Ești sigur că e un ochi? Nu-i văd irisul sau pupila? Exact! Pentru că am crezut că o să mă ajuți tu cu astea! Nu trebuie să mă rogi! Vom începe cu un iris albastru. Apoi punem o pupilă neagră în centru. Să adăugăm și detaliul ăsta. Știi ce ar fi și mai înfricoșător? Un ochi injectat cu sânge! Bună idee! Îți aparține! Du-te și termină designul! Ok! Iar eu voi face un foc de vrăjitoare! Prieteni, nu ați mai văzut niciodată o asemenea flacără? Wow! Arată cool! Acum vom tăia cele mai colorate părți cu un tăietor oval pentru prăjituri. Sfinte plăcinte! Nu știam că flăcările vrăjitoarelor sunt ovale! Nu vreau să te dezamăgesc, dar nu am terminat încă! Uite, privește aici! Focul este periculos pentru vrăjitorul slime! Atunci ar trebui să faci un sacrificiu pentru spiritul focului! Decorațiunile din fondant sunt de ajuns! Ce zici? Uimitor! Iar eu am o idee extraordinară! Wow! Uită-te la capodopera asta! Privește ce tentacule cool! Iar flăcările par atât de reale! Ochiul ăsta te urmărește! Siu, ai uitat ultimul ingredient! Așa e! Iată-l, niște gheață carbonică! Sunteți gata, prieteni? Începem! Sam, e în regulă! Știi care e cea mai bună metodă de a-ți învinge fricile? Prieteni, aveți grijă când folosiți cuțitul! Rugați un adult să vă ajute să tăiați prăjitura! Bine! Nu mi-e frică! Nu mi-e frică! Nu! Nu! Mi-e frică! Sammy, vino înapoi! Ok! Ce? Grozav! Fricile mele sunt delicioase! Prieteni, trebuie să încercați această rețetă acasă! Sunt sigură că o să vă placă! Sammy, vă amintiți să ne dați un like și să vă abonați. Ne vedem curând! Verific. Stai, nu-i nimic de verificat aici. Așa e. Suzy! La 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 la. Ta na 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 na. Siu, Siu, oprește-te din ce faci. Este urgență. Nu, Sammy, știu eu urgențele tale. Mai întâi spune-mi despre ce e vorba. Ei bine, am găsit asta. Am visat la ea. Eu trebuie să o cumpăr. Și care e problema? Sunt sigură că ai economisit o groază de bani în pușculițele tale. Nu, pe aia i-am cheltuit deja. Dar, Sammy, scopul pușculițelor e să te ajute să pui bani deoparte pentru un lucru foarte important. Nu poți să iei în continuu bani din ele. Sigur că poți, e așa ușor să iei bani din ele. Ce te-ar opri să iei bani dintr-o pușculiță? Ei bine, dacă banii ar fi păziți de cineva, cineva înfricoșător, precum Hulk! Hulk? Știi, cred că pot să te ajut! Îmi vei da bani să-mi cumpăr ce-am visat?
Nu, Semi, o să te ajut să economisești. Vino! Bună, prieteni! Știți cum să economisiți bani pentru a vă cumpăra ceea ce visați? Sunt sigur că știu! Nu toată lumea așa cheltuitoare ca mine! Sam, înveselește-te! Poți învăța ușor cum să pui bani deoparte și sper că Hulk o să te ajute cu asta! Susie, nu știu eu multe despre economisirea banilor, dar știu sigur că ăsta nu e Hulk! Nu încă, dar vei vedea singur, curând! În regulă! Spune-mi cum te pot ajuta! Îmi poți aduce un băț pentru frigărui! Un băț pentru frigărui! Îți pot aduce 10! Nu am nevoie de 10, dar în regulă! Prieteni, astăzi vom face o pușculiță care arată ca Hulk, pentru a-l ajuta pe Sam să învețe să economisească! Pentru a face panoul frontal, vom avea nevoie de această piesă cu deschizături rotunde și de aceste două jumătăți de cadru, cred. Sunt făcute din două părți similare. Trebuie să le lipim împreună. Nu uitați să aveți mare grijă când lucrați cu lipiciul fierbinte. Eu știu! Ce-ar fi dacă ai începe să mă plătești pentru că te ajut cu proiectele? Asta mă va ajuta să economisesc! Ce? Înțeleg, nu e o idee bună! Merg să caut pese pentru frigărui! Ce slime! În regulă, să continuăm! Trebuie să lipim această bucată de carton între aceste piese! Uite așa! Iar acum vom avea nevoie de această bucată de carton acoperită cu hârtie albă! Doar o așezăm aici astfel! Nu e nevoie să o lipim! Dar pe aceste piese de deasupra trebuie să le lipim. E un fel de ascunzătoare pentru acea bucată albă. Susie, este... Văd, un băț rupt. Ce s-a întâmplat? Îți poți imagina? Mergeam, apoi a venit prăjiturica, iar apoi pufoșel și cartofica și... Oh, înțeleg, ai avut parte de o aventură. Da. Bine, ne ocupăm de asta imediat. Între timp, am făcut această deschizătură între piese. E foarte importantă și curând veți afla motivul. Yahoo! Semi, ți-am cerut să aduci benzi de cauciuc, nu să te joci cu ele. Dar te-am făcut să râzi, sunt foarte util. Aici n-am cum să te contrazic. Așa, trebuie să lipim aceste două benzi de cauciuc chiar în mijloc în deschizătura pe care am făcut-o mai devreme. Vedeți? Eu văd totul! Sam, mai bine mi-ai aduce niște bețe pentru frigărui. Am calmat toate animalele, nu te vor deranja. Bine! Cât Sam e plecat, o să vă arăt ceva amuzant. Pac! Uite! Sunt sigură că asta îl va împiedica pe Sam să ia monedele. Dacă sunteți de acord, atunci dați-ne un like. Bine, să punem asta deoparte și să luăm mai multe cercuri din carton. Încă unul și gata! Acum voi face o deschizătură pentru monede, folosind o monedă ca șablon. Aha, gata! Iar acum să o decupăm. Aveți mare grijă cu instrumentele pentru tăiat. Arată ca un fursec mușcat. Da, așa e, puțin. Văd că ai adus 3 bețe pentru frigărui și sunt întregi. Aduceam mai multe, dar nu a mai rămas. Voi avea nevoie doar de unul. Iar aceste cercuri vor forma un sandwich. Ascultă, faci o pușculiță sau gătești aici? O pușculiță, stai liniștit. Voi străpunge cercurile ca pe un kebab. Vezi? Ce-am spus? Ei bine, ce pot să fac dacă îmi vin în minte toate aceste metafore cu mâncare? Oh, cred că mi-e foame. Un moment. Bine. Semi? Eu credeam că trebuie să te ajut, deci uite aici. Ei bine, de fapt, de asta am nevoie, iar asta e recompensa ta. Eu mănâncă-ți singură prânza. Așa voi face. Nu pot să mănânc doar bomboane. Deci, Sam și-a adus aportul la proiectul meu și s-a descurcat grozav. Uite, de piesa asta aveam nevoie aici. Acum să lipim pereții. Un perete vine aici, iar celălalt ne trebuie acolo. Grozav! Deci, unde e bățul meu de frigăruie? Oh, aici erai! Trebuie să-l introducem în perete cu grijă și să-l fixăm cu lipici. Trebuie să vă asigurați că totul e uniform și îngrijit. Așa că lucrați încet! Susie, m-am gândit, dacă îl facem pe Hulk, atunci vom avea nevoie de vopsea verde. Wow, Semi, ești așa perspicace azi. Dar nu, nu vom avea nevoie de vopsea. Așa faci,
Întâi vrei să mă otrăvești cu brânza, apoi mă ironisezi? Semi, Semi, stai! Oh, prieteni, vă rog, abonați-vă la canalul nostru pentru a-l susține pe Sam. Nu am vrut să-l jignesc. Ei bine, dacă se abonează, atunci bine, te iert. Deci, cum merge? Uite, mecanismul este gata. Mai trebuie doar să lipim câteva piese. Cum vei face cartonul verde dacă nu folosești vopsea? Ei bine, m-am gândit eu la o modalitate. Stai, nu-mi spune! Vreau să te văd în acțiune! Bine, așa facem! Și... pac! Acum mai trebuie doar să facem mânerele și să o decorăm. Să vedem! Ta-dam! Gata! Lipim două cercuri împreună și punem bandă neagră împrejur pentru a arăta mai drăguț. Hulk nu vrea drăguț! Hulk vrea util! Oh, serios? Cine voia să picteze pușculița? Nu am propus asta ca să o facem să fie mai drăguță. Doar voiam să arate ca Hulk. Oh, înțeleg. Ei bine, cum am spus, nu vom vopsi, vom face ceva mai interesant. Iuhu! Uite, Semi, vom folosi aceste autocolante în locul vopselei. E mult mai ușor. Grozav! Arată atât de real! Mă bucur că-ți plac! Atunci să începem! Întâi, fața! Oh, chiar trebuia să faci gura atât de înspăimântătoare! Ei bine, așa arată Hulk, corect? Așa e, dar... Deci trebuie să acoperim cutia cu autocolante în spate, deasupra și pe părți. Oh, e destul de înspăimântător deja! Ei bine, asta era și ideea, nu-i așa? Voi adăuga o săgeată pe mâner. Gata! Iar asta e ușa pentru monede, pentru a le scoate atunci când ai nevoie de ele. E gata, Sam! E grozav, Suzy! Eu... cred că o poți păstra tu! De ce? Să-ți punem economiile în ea! Să începem! Și întoarcem! Să mai încercăm! Rotește! Ok! Sam îl respectă pe Hulk! Sam nu ia monede fără să ceară! Bravo, Semi! Iar când vrei să iei monedele, spune mie și le luăm împreună! Sunt sigură că suma o să fie suficientă pentru a-ți îndeplini visul! Să-mi îndeplinesc visul! Yay! Merg să visez cu ochii deschiși în altă parte! Vă place această pușculiță? Dați-ne un like dacă da! Ne vedem curând! Prieteni, hai să vedem ce face Sam acolo! Păi, normal! Poftim o altă chestiuță gustoasă pentru tine! Ce se întâmplă? Oh, Suzy, chiar m-ai speriat! Tocmai hrăneam monstrul nostru de supat! Știi tu, ca să mă dau bine pe lângă el! Semi, despre ce vorbești? Este doar... ce? Șosetele mele? Ce fac astea aici? Stai! Deci nu avem nici măcar un monstrulet supat? Păi, ce-ar fi să ne facem propriul monstru chiar acum? Serios? Nu o să trăiască supat, dar o să poți să-l hrănești cu ceva gustos. Ura! Salutare, băieți și fete! Bun venit în locul în care se creează monștrii! Dragilor, azi o să coase mult, deci pregătiți-vă pentru acea scuțită și ațe lungi. O să facem o jucărie din pluș, Siu? Nu chiar, deși DIY-ul nostru o să fie la fel de drăgălaș și moale. O să fie un ghiozdan în formă de monstru. Ca în orice alt DIY de cusut, ar trebui să începem cu realizarea șabloanelor. Ați auzit, prieteni? Ce tare! Rapid, dați un like și vom începe! Așa, grozav! Am terminat cu șablonul. E timpul pentru foarfec acum. E la fel de ascuțită ca dinții viitorului nostru monstru. Totuși, de ce ai nevoie de ea, Siu?
Trebuie să decupăm șablonul ăsta urmărind liniile. Apropo, se mare dreptate, dragilor, foarfeca poate fi foarte ascuțită. Nu uitați să aveți mare grijă când o manevrați. Exact! Atenție la degete! Nu-mi strica replicile! Haide! Dragilor, principalul nostru șablon e gata, iar ăsta e unul pentru capac. Semn la făcut! Vine iarna și chiar ne prinde bine chestia asta ca să-mi cos o haină! Sam, îmi pare rău, dar o să am nevoie de ea! Ei, e super nedrept! Vrei să înghiți? Blana asta artificială e pentru monstrul nostru, Sammy. Doar nu vrei ca el să înghețe, nu-i așa? Ok, Sue, orice pentru un DIY bun, ca de obicei! Nu fi așa morocănos, Sammy! Și pac! Tăietura magică merge de minune! Apoi, trebuie să ne ocupăm de bretele și de mâner. Sammy, poți să te duci să cauți niște cleme micuțe, te rog? Deja le am! Pregătite! Poftim, Suzie! Mersi! Ele ne vor ajuta să fixăm toate părțile care trebuie să fie cusute una de alta. Așa, aici vine o altă clemă! Grozav! Prieteni, nu uitați că ghiozdanul vostru o să aibă două bretele de puste umeri. Deci trebuie să faceți toate măsurătorile corect ca să iasă simetrice. Exact! Acum hai să ne ocupăm de partea de jos a bretelelor noastre. Băgăm breteaua prin agățătoarea asta și o punem aici. Ok! O fixăm cu o clemă și ne ocupăm de cea de-a doua. Vai, Siu, ai grijă cu clemele, te rog! Am rămas odată blocat într-una și... chiar m-a durut! Ok, vrem ca bretelele noastre să fie ajustabile, corect? O astfel de cataramă va fi de ajutor. Așa! Urmați pașii ca să nu faceți nicio greșeală, dragilor. Capătul ăsta se bagă pe aici. Și se bagă iar. Da, e foarte important să faceți partea asta corect. Altfel, bretelele nu vor fi ajustabile. Zici că faci un nod marinăresc. Toți la bord! Oh, 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 să vină toată lumea! Unde sunt toți? Alo, am zis toți aici! Ok, prima bretea e gata. Acum ar trebui să facem la fel cu cea de-a doua. Stați o secundă, dragilor! Prieteni, mașina de cusut clar nu e o jucărie. Mai bine rugați un adult să vă ajute în această etapă. Corect, Sammy! O să vă arătăm, dragilor, cum să coaseți ghiozdanul. Da, o să vă arătăm! Stai! Dar nici eu nu știu cum funcționează! Siu, mă poți învăța? Normal, Sammy! Privește cu atenție! Șmecheria e... să urmezi indicațiile de pe mașina de cusut. Aia e ultima balama! Aproape am terminat! E timpul să pornim mașina! Am băgat ața prin ac! Acum o să lăsăm piciorușul în jos și... Dragilor, asta ar trebui să obțineți. Ia uitați ce cusături invizibile! Ok, hai să ne punem ghiozdanul deoparte deocamdată. Cum adică să-l punem deoparte? Nu mai avem timp! Nu vrei să ne grăbim? Ușurel, Sammy! O să facem interiorul ghiozdanului nostru. Deja am decupat două bucăți de material folosind șabloanele noastre. Drăguț! Acum văd că ai situația sub control. Ok, am pregătit tot ce ne trebuie. Hai să coasem totul. Lasă-mă să te ajut! Aștept să-mi testez îndemânarea cu mașina de cusut. O să fac bucata asta de deasupra. Bine, dragilor, țineți minte că mereu trebuie să lucrați cu materialul întors pe dos. Trebuie să ne ocupăm de colțurile astea mai precis. Siu, ia uite, m-am descurcat bine. Fix la timp, Sammy, bravo. Acum putem coase cu ușurință bucata asta minunată de deasupra, chiar aici. O să ia doar câteva secunde lui Siu, prieteni. Folosiți acest timp ca să vă abonați la canalul nostru. Să vedem! Partea de deasupra e la locul ei și cusătura e absolut invizibilă. Acum putem să ne ocupăm de căptușala ghiozdanului nostru. Uitați un alt secret care vă va ușura munca. Ca să puteți scoate bucata asta mai târziu, nu coaseți spațiul ăsta pe care îl marchez acum. Bun sfat, Siu! Vrei să vezi cum mi-am îmbunătățit tehnica de cusut? Sigur, Sammy! Bagă mare! Mai ții minte jucăria aia de pluș care seamănă cu mine? Te referi la Mini Sam? Jucăria noastră? Cum să-l uit? E un scump! Apropo, acest Mini Sam poate să și danseze la fel de drăguț ca tine! Deci... Da! Am făcut
un mini-mini-Sam. Ia uite! Ok, mini-mini-Sam, stai aici și urmărește DIY-ul nostru. Dragilor, să folosim niște magie. Pac! Voila! Acum hai să vedem ce-am obținut. Vedeți? Magia mea ne-a ajutat să băgăm căptușala în bucata cu blană. Stați să vă mai arăt o chestie. Wow, Siu, e atât de spațios! Ești o maestră, ghiozdanelor! Prieteni, uitați cât de frumos și îngrijit arată săculețul nostru interior. În plus, colțurile sunt partea cea mai dificilă. Rugați un adult să vă ajute cu ele. E atât de moale încât aș putea trăi aici. Prieteni, vreți să știți ce urmează? Fiți pe fază! Dragilor, priviți! Am pus deja o capsă magnetică, așa că nimic nu o să cadă din ghiozdanul ăsta. Acum putem trece la partea preferată a lui Sam, decorațiunile. Hai să începem cu părul monstrului. Pistolul de lipit o să ne ajute. Wow, ce moț! Poate ar trebui să-mi fac și eu unul? A, așa, e tare colorat, nu? Siu! Ia uite ce moț slash crea asta mișto am! Sunt cool, nu-i așa? Ca de obicei, Sammy! Acum ne trebuie niște sfere din polistiren tăiate în două. Așa trebuie să arate. Aveți idee de ce ne trebuie astea, dragilor? Știu eu! Ochii! Astea o să fie ochii monstrului nostru! Exact! Iar următorul nostru pas e super simplu. Vom desena pupile negre și vom adăuga niște mici semne cu vopsea albă. Monstrul nostru o să aibă 3 ochi. Hai să începem cu cel mai mare. Am desenat un contur cu creionul înainte ca să-mi fie mai ușor să-l colorez acum. E cam ciudat, dar îmi vine în minte o singură chestie. Filmul de animație Compania Monștrilor. Oare de ce? Să terminăm ultimul ochi. Aveți mare grijă și nu vă grăbiți. Știu, ghiozdanul nostru seamănă cu monstrul Sally. Exact, Sammy, DIY-ul nostru a fost inspirat oarecum din Compania Monștrilor. Atunci îmi place și mai mult. Atunci ar trebui să-i mai oferim un tribut. Piesa asta din burete mov o să arate super pe post de pleoapă. Am dreptate, dragilor? Siu, am făcut și eu o pleoapă urmând pașii tăi. E timpul să prindem toate elementele de decor pe ghiozdanul nostru. Monstrulețul nostru o să aibă 3 ochi amuzanți și aceste coarne drăguțe și colorate pe care Sammy le-a făcut din șosete. Hai să le punem aici deocamdată. Și dinți, Siu! Nu uita de dinți! Sigur, Sammy! Îi vom face din triunghiurile astea mici și albe. Ah, și aproape că uitasem de 2 urechi pufoase! Totul e gata! Facem o magie ca să grăbim treaba și să vedem în sfârșit rezultatul? Wow, grozav! Hai să ne uităm mai atent la ghiozdanul nostru în formă de monstru! Are niște ochișori drăguți ca să fim siguri că monstrulețul nostru vede bine. Niște dinți ascuțiți, dar totuși moi, cu care să sperie toți dușmanii. Și 2 coarne pentru amuzament. Drăguț! Acum hai să ne testăm ghiozdanul în acțiune! Ultima, dar nu cea din urmă. O ciocolățică. Ești sigur că asta-i tot? Da, Siu, acum ești gata de plecare. E atât de comod. Dragilor, dacă v-a plăcut clipul nostru, dați-ne un like și abonați-vă. Pe curând! Sammy, de ce nu dormi? Mi-e frică!
Poți rămâne cu mine până adorm? Am trecut prin asta de multe ori. De ce te temi? Dacă Eyeless Jack se ascunde sub pat sau Smile Dog? Am verificat de 3 ori, Sammy. Nu-i nimeni acolo. Vezi? Chiar nu are de ce să-ți fie frică. Dar dacă Longhorn se ascunde în sertar sau Cartoon Cat? Să merg acolo din nou, să deschid și să-ți arăt că nu e nimeni înăuntru? Nu! Dacă mergi acolo și apoi Slenderman apare imediat afară la fereastră! Asta e! Cea mai bună cale să ne înfrângem fricile este să le înfruntăm! Iar noi vom face asta cu un artizanat special! Salutare, prieteni! Sarcina principală de azi e să-l ajutăm pe Sammy să-și învingă teama de monștri din legendele urbane! Nu mi-e frică! Le râd în fața monștrilor! Sunt doar puțin agitată în legătură cu ei! Ok, ok! Să începem! Am pregătit deja toate piesele de carton! Pentru început trebuie să le luăm pe acestea două pentru a construi o mică cutie! M-am gândit că ai nevoie de ăsta! Prieteni, nu uitați de siguranță când lucrați cu pistolul de lipit! Vă puteți arde cu ușurință, așa că mai bine rugați un adult să vă ajute! Bine, acum îl vom pune aici și vom apăsa puțin! Uite așa! Perfect! Siu, ce personaj faci prima dată? Mă gândeam la monștri care se ascund sub un pad, de exemplu, sau sub ceva mai mare. Ce zici de poduri? Hop! Te referi la Bridge Worm? Da! Iată detaliul final și cutia noastră este gata! Ok, prieteni, acum trebuie să folosim mai multe piese. Să o luăm pe aceasta! Știai, Sammy, că există un vechi basm norvegian numit Cei 3 iezi morocănoși? Au fost odată ca niciodată 3 iezi. Nu aveau nimic de mâncare acolo unde locuiau, așa că au decis să meargă de cealaltă parte a râului. Dar era nevoie să traverseze un pod sub care trăia un trol hidos și rău. El mânca pe oricine încerca să traverseze. Așadar, cel mai mic ied a fost primul care a întâlnit trolul. Sammy, adu banda adezivă, te rog. Și trolul a mâncat, nu-i așa? Nu, Sammy! Iedul i-a spus trolului să-l aștepte pe fratele lui mai mare. Pentru că, știi, fratele lui era mai mare și mai gustos. Sfinte parmezan, nu pot să cred că și-a trădat fratele! Nu mă întrerupe, Sammy, e nepoliticos. Scuze, Siu, dar chiar vreau să știu cum se termină. Trollul a fost de acord. Al doilea ied i-a spus să-l aștepte pe fratele cel mai mare. Al treilea ied a fost curajos și isteț și l-a dobărât pe troll jos de pe pod cu coarnele lui. Acum știu ce să fac cu Bridge Worm. Iar acum e timpul pentru decorațiuni. Decorațiuni? Asta înseamnă că nu le poți face fără mine? Ai perfectă dreptate! Vrei să-ți dau ceva de făcut? Normal! Doar știi că mă pricep la asta! Bine, atunci îi poți face brațele! Sam nu știe asta încă, dar Bridge Worm al nostru va mânca monede. Cred că asta îi va distruge definitiv teama lui Sammy față de el. Adică, cum te poți speria de cineva care te ajută să economisești bani pentru dulciuri? Sunt aproape gata cu brațele, deci cred că și tu ar trebui să te grăbești puțin. Ok, cum spui tu, să trecem la treabă. Desenul e gata! Acum trebuie să decupăm o gaură aici. Mai bine să nu băgați degetele în această gură! Cred că acum trebuie să lipim aia pe cutia noastră. Am dreptate, Siu? Ca întotdeauna, Sammy! Uite așa! Încercați să o faceți îngrijit. Nu vă grăbiți, prieteni! Siu, privește noile mele brațe! Wow, Sammy, ai făcut o treabă grozavă! Ele vin aici și aici! Grozav! Tot ce trebuie să mai facem este să desenăm o față deasupra cutiei. Wow, arată atât de real! Îmi place, Siu! Ok, acum să conturăm desenul făcut cu un pix negru. Apropo, pun pariu că vei fi surprins, Sammy. Știi ceva? Adu-mi o monedă. Pentru ce ai nevoie de asta? Privește! Și... Hocus pocus! Oh, Siu, wow, ce cool! Nimeni nu va îndrăzni să ating o astfel de pușculiță! Pune pariu!
Sunteți gata pentru un nou proiect, prieteni? Mai întâi, trebuie să pliem o bucată de hârtie astfel. Gata! Ce facem acum, Sue? Mă gândeam la Cartoon Cat. Oh, fioroasa aia! Oh, serios? Îmi amintește de personaje vechi de desene animate precum Mickey Mouse și Felix Motanul. Și trebuie să-ți spun că ei sunt foarte amuzanți și drăguți. Nu ești de acord? Ei bine, poate? Atunci nu ai de ce să fii speriat, Sammy! Termin aici și vom vedea! Prieteni, am folosit niște magii artizanale pentru a grăbi procesul. Ta-dam! Wow! Arată așa amuzant și înfricoșător în același timp! Mersi! Știai că acest personaj a fost creat de Trevor Henderson? Scriitor canadian de povești de groază! El este creatorul lui Siren Head și al lui Long Horse. Nu se poate! Nu pot să cred! Uită-te mai bine și vei observa asemănările! Bine! Prima ureche este gata! Toate personajele lui au părți ale corpului exagerate lungi și toate arată chiar înfricoșător! Acum înțeleg! Abia aștept să văd rezultatul! Atunci ar trebui să grăbim puțin lucrurile! Ține un like și abonați-vă dacă vă place! Sammy, știai că toate aceste povești înfricoșătoare aparțin genului numit legende urbane? Am verificat și e adevărat! Și sunt o mulțime de astfel de povești! Ți-am spus! Deci, proiectul nostru e gata! Vrei să-l vezi, Sammy? Mai întrebi? Prieteni, voi sunteți pregătiți? Prieteni, ce-ar fi să facem un joc de hârtie infinit? Trebuie să desenăm 4 personaje înfricoșătoare pe aceeași bucată de hârtie. Pot alege eu? Să fie Siren Head, Long Horse, Cartoon Cat și Smile Dog! Sigur, Sammy! O alegere foarte bună! Să începem! Arată bine! O să folosesc niște magie artizanală pentru a face totul posibil. Uș! Ta-dam! Am adăugat niște culoare personajelor. Susie, ai încurcat lucrurile! Trebuia să le pictezi, nu să le tai! Calmează-te, Sammy! Totul a fost gândit dinainte. O să vezi. Pliem desenul așa, apoi așa și încă o dată. Perfect! Acum e timpul să asamblăm jocul. Sammy, adu-mi lipiciul, te rog! Mereu la dispoziția ta, domnișoară Susie! Acum pe partea cealaltă desenul lui Siren Head. Acum punem niște lipici, doar la colțuri. Uite așa! Bine! Apoi îl atașăm pe Long Horse de el! Așa-i, Sammy! Faceți totul cu grijă, prieteni! Nu vă grăbiți să nu faceți greșeli! E important ca jocul să funcționeze! Acum putem deschide proiectul! Așa! Luăm lipiciul din nou și îl aplicăm pe această parte a desenelor. Acesta nu este lipici fierbinte, prieten, dar aveți grijă când lucrați cu el. Dacă nu am numărat greșit, acesta este ultimul desen, Sue! Prieten, încercați să aplicați lipiciul exact cum a făcut Sue! E foarte important, altfel jocul nu va funcționa! Wow, Sammy, e uimitor! Sunteți gata să-l testăm, prieteni?
Deja îl știți pe acest tip, dar cred că putem face și altceva cu el. Să începem! Voi desena un personaj, iar voi, prieteni, încercați să ghiciți cine e. Semi, particip și tu la joc. Cred că știu răspunsul. Mie mi se pare că stai Bridgeworm. Ai dreptate, Semi. Îmi poți aduce un cutter, te rog? Poftim. Sunt așa norocoasă că te am. Prieteni, aveți mare grijă cu cutterul. Nu e o jucărie. Mai bine rugați un adult să vă ajute în această etapă. Iar acum putem deschide și închide această mică fereastră. Un pariu că o să fie ceva sub asta? Ai mare dreptate, Semi! Uite! Prieteni, am decis să fac o altă Cartoon Cat pentru că îmi place foarte mult. Întâi vom desena trei cercuri mici. Siu, nu-mi spune că acesta e ultimul proiect pe ziua de astăzi. Te rog, sunt așa grozave, aș putea face artizanat toată ziua. Atenție, un truc! Nu e minunat? Dați-ne un like dacă vă place. Oh, ce pisică drăguță! Nu e deloc înspăimântătoare, nu-i așa? Privește! Îmi încape în palmă! Grozav! Îmi place! Siu, pentru ce avem nevoie de asta? O să vezi! Întâi, trebuie să punem bucata de plastic peste cea neagră. Apoi vom marca un centimetru din toate marginile, cu excepția părții de jos. Cred că vei avea nevoie de acești domni. Prieteni, cine vă place mai mult? Long Horse, Siren Head sau poate Cartoon Cat? Acum trebuie să copiem această imagine aici. Uș! Semi, adu-mi lanterna! Cu această lanternă poți vedea totul noaptea! Așa e, Semi! Iar acum îți vom vedea toate fricile! Wow, impresionant, nu? Ce spui, Semi? Încă ești speriat? Nevoie de asta? Din ce știu, e de ajutor când întinzi rufele afară la uscat. Da, ai dreptate, dar astăzi va avea un alt scop. Cred că pot desena pe Cartoon Cat cu ochii închiși. Dar știu, nici cel mai bun nu poate desena cu ochii închiși, precum maestrul Sam. Ei bine, privește-mă. Na, 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 na. Ce spui? Sunt surprins că nu m-ai învățat asta încă. Mai mult, aș spune că situația e scandaloasă! Haide, Semi, nu te supăra! Prieteni, acesta a fost ultimul proiect pe ziua de azi. Oare să revedem toate personajele înfricoșătoare pe care le-am făcut? Prieteni, prieteni, astăzi am făcut 7 proiecte de artizanat diferite cu personaje înfricoșătoare. Știu, să mergem în pat, haide, e foarte târziu. Se pare că ai uitat de fricile tale, scopul nostru a fost atins. Prieteni, dacă v-au plăcut proiectele noastre, dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru. Ne vedem curând!
Noapte bună, prieteni! Vise plăcute! Hei, Sammy, vrei ceva dulce? Da, te rog! Ești un drăgălaș! Ce-ar fi să nu ne facem temele azi și să ne jucăm jocuri video toată ziua? Sfinte macaroane, sunt în rai! Vreau doar să-mi răsfăț micul slime! Să nu trebuie! E un smartphone nou? Ți-l voi da dacă faci ceva pentru mine? Orice, doar spune-mi, orice! Îți vom înlocui ochelarii cu acești nasturi drăguți! Prefer culoarea albă! Stai, ce? Nu poate fi real! Sammy, ai adormit? Nu se poate! Nu vei mai dormi! Coșmarurile sunt oribile! Ai nevoie de o protecție! Să mergem! Și apoi cealaltă ziua, adică tu, ai încercat să sar pe mine! A fost oribil! Nasol! Nu-ți face griji, totuși! Știu cum să te ajut! O să-ți facem o păpușă Coraline! Sfântă mozzarella! Are nasturi în loc de ochi! Da, așa e! Prieteni, ați văzut filmul de animație Coraline? E vorba despre o fată fermecată de o vrăjitoare rea. Ea a convins-o pe Coraline să uite de viața reală și să rămână pe vecie într-un coșmar. Și a trimis o păpușă să o spioneze. Deci, și asta va fi spion? Nu, de fapt păpușa noastră e una bună. Ce ușurare! Atunci nu mai am nevoie de acest inel de lut. Prieteni, hai să folosim inelul magic ca să modelăm capul păpușii. Forma ideală e din polistiren, iar argila ajută la netezirea ei. O să modelăm și trăsăturile feței. Priviți acest nas drăguț! Da! Hai să-i facem și ei ochi adevărați, ca să-i pot fura sufletul! Sammy, ești un vrăjitor rău acum? Doar pentru spectacol! Uite, hai să-i facem și urechile! Păzea! Te-am prins! Păpușa originală era făcută din in, deci textura țesăturii pe o suprafață de lut o să fie ok. Să repetăm acest lucru de câteva ori. Puteți să mezi puțin argila dacă s-a solidificat? Așa! Aha! Coraline, poți să-mi spui povești despre cealaltă lume? Nu, fără coșmaruri înainte de a termina. Păpușa o să păstreze pentru ea secretele. Înfricoșătoare! Și cealaltă ziua a fost înfricoșătoare? Dacă mă lua cu ea? N-aș lăsa-o niciodată să fac asta, Sammy. În plus, o avem pe Coraline și ea m-a învins-o deja pe vrăjitoare. Atunci suntem pregătiți. Sammy, ești mai puțin îngrijorat acum? Ești gata să faci păpușa? Absolut! Să-i facem ochi din nasturi! Vrei să vorbim azi despre toate vrăjitoarele rele? Ce? Mai ții minte ce s-a întâmplat cu frumoasa din pădurea dormită? Vrăjitoarele sunt viclene. În Coraline, Beldam s-a transformat în mamele copiilor pentru a-i fermeca. Realizezi? Îngrozitor! Stai puțin! Deci tu poți fi o vrăjitoare transformată! Sammy, nu e așa? Ci dăm nasturele? Nu! Nu ți-l dau înapoi până nu dovedești că ești reală! Bine, nu vom termina niciodată așa! Care-i planul tău? Voi face o cercetare amănunțită! Deci, mi-ai luat amprentele, l-ai interogat pe Roger și mi-ai cerut dulciuri! Da, și tu ai refuzat! Ai trecut testul! Fix la timp! Mersi pentru ajutor, pisică! Ai rugat o pisică vagabondă să facă gura păpușii din lut? Nu e o pisică obișnuită! În povestea lui Coraline, această pisică era ca un ghid între lumi. I-a ajutat-o pe Coraline în film și ne ajută și pe noi cu păpușa. Atunci am încredere în viziunea ei! Pisica m-a ajutat să aleg nuanța pielei lui Coraline! Minunat! Să-i colorăm puțin fața acum! Adăugăm niște umbre și fer de obraz, scumpă! Sam se pricepe! Cât timp slime make-up artistul nostru lucrează, vom face un cadru pentru corp. Se răsucește sârma și se asamblează așa. Prieteni, ați auzit de păpușile magice care conectează spiritele între lumi? Cred că păpușa noastră e una dintre ele. Să facem măsurătorile! Stai nemișcată și nu te agita în timp ce lucrezi! Când aveți modele de țesături pentru corpul păpușii, decupați-le cu grijă. Hei, Sio, privește! Avem modele separate pentru picioare și trunchi! Grăbește-te, Sio, să le fură gândacii!
Hop! Mersi! Să le coasem înainte ca alte creaturi magice să pună ochii pe ele. Ah, îmi place ce sunet relaxant. După ce ați terminat, întoarceți țesătura pe dos. Ce zici de bucățile astea, hă? Oh! Ai grijă? Bine, mă ocup de ele acum. Hei, Suzy, e destul nisip ca să ne umplem păpușa? Ce? Nisip? Oh, nu, Sammy, nu merge așa. Dar asta a folosit Belda pentru a-și umple animalele de pluș și jucăriile din film. Vrei să faci și tu ca vrăjitoarea cerea? Eu nu, sfântă mozzarella, m-am răzgândit. Prieteni, hai să asamblăm toate piesele. Folosiți un cadru de sârmă drept cuier. Asta e o umplutură din vată pentru o păpușă Coraline bună. Oh, e super pufoasă și moale ca zăpada. Deci, cât mai durează, o să îmbătrânesc cât timp freci tu menta. Scuze că te-am făcut să aștepți. Vrei să mi te alături? Normal, Coraline, trebuie să te îngrași cu niște vată. După ce ați terminat cu trunchiul, faceți picioarele în același mod. Hop! E un pic mai complicat cu picioarele, dar sunt de neoprit. Bun, dragilor, terminăm de umplut păpușa și revenim imediat. Rămâneți alături de noi. Suzy, ajutor! Cred că m-am blocat. Când jucăria e umplută, mai trebuie doar să faceți cusăturile. Rugați un adult, ei se pricep. A face o perucă sau a nu face o perucă? Aceasta e întrebarea. Dă-mi asta. Eu sigur nu aș alege peruca. Mai bine, hai să-i punem niște păr. Da, dar care-i diferența? Oh, wow, ai grijă! Deci avem nevoie de o mulțime de fire groase albastre. Așa e, deci Sammy, scoateți rezerva secretă. 65, 66 de fire. Sper ca proiectul ăsta să nu se termine niciodată. Vai, părul tău e tare răvășit, domnișoară. Ia uite, iar te-ai jucat în ploaie. Parcă ai fi mama lui Coraline. Lasă-mă să-ți aranjez părul cu grijă. Iar tu pari prea sentimentală ca cealaltă mamă. Scuze. Să atașăm capul de corp ca să nu fugă. Acum pare completă. Păi și hainele ei. Nu-ți amintești? Ai scris chiar și pe un bilețel și l-ai dat? Pisicii! Am uitat complet. Dar nu o să renunț așa ușor. Prieteni, vă rog, susțineți-l pe Sammy cu un like. Sigur va face orice pentru a-i crea lui Coraline niște haine potrivite. Între timp, vă voi arăta pasul final pentru corp. Îi vom acoperi gâtul de sârmă cu o bucată de lut. Așa. Oh, am primit un mesaj. Se produc alte haine. Am înțeles. Sam se va întoarce în curând. Și ne-a trimis un cadou. Wow! Să-i punem dresurile astea. Și altceva? Ne trebuie mai multe haine. Fusta și puloverul ei și... Oh, sfântă mozzarella! Nu e de glumă cu vremea! E o nebunie! Wow! În sfârșit, Sam a ajuns. Oh, să începem! Mai întâi îi voi pune acest pulover moale. Și gata! Iar acum această fustă lungă și neagră. Priviți cât de amuzanti se văd colanții colorați. Îi place să meargă prin ploaie, așa că ghetele sunt obligatorii. Super! Pisică, dă-ne înapoi! Oh, ce te-a apucat? Spionul vrăjitoarelor rele! Ce? Pisică voia să te avertizeze. Pisică, ești salvatoarea noastră. Povestea asta are un final fericit. Hai să sărbătorim! Dar mai întâi să o cunoaștem pe Coraline cum se cuvine. Sunteți gata? Just a
și spune celeilalte Sue că vrea o casă nouă în Minecraft și că jucăria aia din poza trimisă. A? Deci tu mi-ai trimis poza aia, nu? Oh, Sam, ești atât de încăpățânat. Ce? Cealaltă Sue poate să mă răsfețe dacă vrea. Nu mă deranjează. Hei, pleacă! N-am nevoie de nimic, m-am răzgândit. Cel mai înfricoșător coșmar al tău e în propria ta imaginație, Sammy. Deci mi-am imaginat eu tot? Ah, prieteni, uitați ce s-a întâmplat. Dragilor, vă place proiectul inspirat de Coraline de azi? Atunci dați-ne un like, apăsați clopoțelul și abonați-vă la canalul nostru. Pa, pa! Pa și vise plăcute! Ah, ce dimineață minunată! La 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 la! Ce? Oh, sfinte tibidaba! Ce n-ai? Roger? Roger? Rod? Unde ești? Ah, Rod, trezește-te, trezește-te odată! Încă 5 minute, mamă! Sam, ți-ai pierdut mințile! Ce este? Rod, trebuie să vezi asta! Grăbește-te! Mișcă-ți piciorul! Bine, Sam, vin! Dar nu e nimic aici! Ai greșit drumul! Vin aici! Uită-te pe fereastra aia, Rod! Grăbește deodată! Ah, în regulă! Până la urmă s-a întâmplat! Despre ce vorbești? Ce s-a întâmplat? Zombie, Sammy! Sunt peste tot! Bine, declar operațiunea, supraviețuiește cu orice preț! Mă întorc imediat! Pregătește-te pentru o bătălie grea! Sper că știi ce faci! Roger! Ce tot faci? Mi-e frică! Ce nebunie! Ești sigur că asta ne va ajuta? Nu ai nevoie de cuie? Bună observație! Dar clar nu ne putem lipsi de un sistem de alarmă special pentru zombie! Pentru a-l face, vom avea nevoie de multe cutii de suc și de o frânghie! Sam, unde e frânghia? Mă ocup de asta! Sper că vom face alarma la timp! Cred că m-a auzit pași la ușă! Ia-o și asigură-te că totul e suficient de rezistent! Sunt în regulă! Ok, trebuie să ridicăm inelul de pe cutie! Acum voi trece frânghia prin el și facem un nod perfect aici! Uite așa! În regulă atunci, am terminat cu asta! Roger! Mai încet, te rog! Ce voi se duce încolo? Amețesc de la atâtea bucle! Ar trebui să iasă cam așa ceva! Cutii pe o frânghie! Să mergem să le agățăm repede, înainte ca zombii să se strecoare în casa noastră! Stai, Sam! Nu am terminat încă! Nu avem toată ziua la dispoziție! Grăbește-te! Sammy, cutiile singure nu sunt un sistem de alarmă bun! Avem nevoie ca ele să facă un zgomot puternic! Ce tot faci? Oprește-te! Ne vor auzi! Uite așa! Acum ar trebui să fie suficient de zgomotos! Asta e! Acum niciun zombie nu va trece neobservat! Ce? Rag, te rog, fă liniște, bine? Nici o problemă! Ce tot faci, Rag? Nici măcar nu-l poți așeza corect! De ce trebuie să fac mereu totul singur? Să sperăm că de data asta chiar funcționează! Sunt așa deștept și șmecher! Scuze, voiam să mă duc să iau niște prăjituri, dar am uitat de alarmă! Ouch! Sammy, mi-e teamă că nu voi mai putea să te ajut! Lasă-mă aici, salvează-te! Roger, niciodată nu voi lăsa în urmă un coleg meșteșugar! O să te ajut, dar fă liniște, te rog! Nu te mișca, Roger! 1, 2, 3! Mersi, Sammy! Știi ceva? Ai nevoie de o protecție împotriva zombilor și știu exact ce ți se potrivește! Întâi arată-mi cum te-ai apărat dacă ai fi atacat de un zombi adevărat! Ha? Cum mă vor proteja revistele de zombi? Încearcă să-mi fășori în jurul mâinii, prostuțule! Oh, da! Revistelor de modă, dați-mi putere! Acum privește și învață! Nu ai nevoie de niște bandă adezivă? Ah, da, mersi! Trebuie să facem ceva cu picioarele tale. Știu. Hey, Rag, te rog, ia sifonul ăsta. Oh, da, mi-ar prinde bine niște sifon. Nu, nu-l bea pe tot. Nu.
A fost uimitor! Nu mai arunca gunoiul aici! Avem nevoie de asta pentru a-ți proteja picioarele! Nu mai fi atât de plictisitor! E ok! Mă întorc imediat! Unde te duci? Eram doar eu! Nu fi așa fricos! M-a chemat cineva? Ce? Nu te-a chemat nimeni, puiule! Păi ne protejăm de zombi aici! Zombi? Oh, nu! Rog, trebuie să lucrăm mai repede! Bine, să ne întoarcem la treabă! Întâi vom îndepărta părțile de sus! Așa! Acum vom îndepărta părțile inferioare! Bam! Ura! Și în cele din urmă trebuie să facem niște tăieturi pe mijloc! Trebuie să faci niște găuri! Ia asta! Oh, da! Lasă-mă să încerc! A? De ce nu funcționează? Oh, nu pot! Nu ești suficient de puternic, dar eu sunt! Woohoo! Ceva nu a mers bine! Ajutor! Te salvez eu, Sammy! Ține-te bine! Auci! Sper că zombii nu au auzit asta! Sammy! Oricum, am reușit să fac câteva deschizături! Vezi? Uite! Acum trebuie să treci această sfoară prin găuri și ești pregătit! Hei! Știi ceva, Sam? Chestia asta e chiar isteață! Fără mușcături de zombi! Armura mea poate rezista la orice! Sunt invincibil! Ăsta-i spiritul! Să mergem! Sunt atât de pregătit! Sunt atât de puternic! Pot să fac asta! Da, Roger! Pot să fac asta! Sam! Ei sunt! Sunt zombi! Ce facem, Rock? Stai așa! Uite acolo! Cred că știu ce ne va ajuta! Ce? Ce este? Spune-mi! Despre ce vorbești? Hai, să-ți arăt! Întâi vom avea nevoie de o plasă de pescuit, ca asta! Fii atent aici! Vom folosi doar o mică parte din ea! Acum să o împărțim în două! Uite, așa! Hey, Rock! Cred că am găsit ceva! Poftim! Bine! Pot să te întreb de unde ai luat astea? Nu vrei să știi. Doar nu intra în baie, bine? Ce-i asta? E ceva fricoșător? E doar un televizor. În regulă atunci. Să legăm aceste tuburi împreună folosind o simplă bandă adezivă. Și totul e gata. Mi se pare că arată bine. Acum, țineți respirația. Trebuie să fixăm plasa de pescuit de tuburile de plastic. Și cum funcționează chestia aia? Uite așa! Înțeleg! E o capcană pentru zombi. Și acum ce facem, Rock? Care-i planul? Când deschid ușa, tu ieși și distragi atenția zombilor. Iar eu îi prind ce? Cu plasa asta. Nici când! Eu nu intru acolo! Tu ești mai mare! Ok, bine! Bine, Roger, poți să o faci! Ai o armură! Hai să o facem! Oh, da, am uitat complet că am comandat pizza! Nu știam că lucrează în apocalipsa zombie! Nu pot scăpa acum! Auci! Termină! Eu sunt! Au! Mă doare! De unde să știu că nu ești un zombie? Ai putut fi un impostor! N-ai putut să întrebi? Ei bine, îmi pare rău că din spate arăți ca un adevărat zombie! Măcar avem pizza! Oh, nu! E distrusă! Nu-ți faci atâtea griji, putem comanda alta! Ai dreptate, Sammy! Spune-mi de ce ai nevoie și te voi ajuta! Mă cunoști! Dacă vrem să ieșim afară, trebuie să ne protejăm mai bine picioarele! Ești sigur de cizmele alea? Da! Hei, nu-i amuzant, Rock! Oprește-te acum! Nu mai tropăi! Eu nu fac nimic! Știu! Verificam cizme, să știi! Sunt foarte bine! Stai așa! O să pun țep pe ele ca niciun zombie să nu se gândească să-mi muște picioarele! Ce zici? Wow! Trebuie să le încerc și eu! Sfinte plăcinte, arată atât de bine! Auci! Ce scuțiți sunt! Oh, Sammy! Sunt făcuți pentru a speria zombii, nu pentru a răni slime-uri roz! Sunt atât de stresat! Oh, am o idee! Dar trebuie să ieși de aici, amice! Auci! Bine, voi merge în altă parte! Și avem nevoie de o farfurie mare și de câteva brioșe! Mai multe brioșe! Și mai multe! Mai multe! Mai multe brioșe! Îmi place! Stai! Ce e sunetul ăsta?
Doar o mică verificare de specialitate înainte să distrug brioșele. Exact așa. Oh, n-am mai făcut asta până acum, dar bine. Totul e gata. Acum să folosim o altă farfurie. Op, și să adăugăm un alt ingredient. Lapte condensat. Ce rog, de ce? Dar asta chiar are un gust bun. Cred că am nevoie de mai mult lapte. Sammy? Îmi pare rău, amice, e prea delicios. Nu am putut rezista. Te rog să folosești altceva. Grozav! Acum am rămas fără lapte. Poți să-mi iei creierul, Rock? Oh, mersi! Dar acum capul meu e gol. Sunt și eu zombie. Nu vă faceți griji, prieteni. E doar fondant, pentru a-l face și mai mult să semene cu un creier. Așa mai merge. Serie, sau măcar curăță singur. De ce trebuie mereu să... Hei, dă-mi înapoi! Acum să facem creierul să pară și mai real. Altfel zombii nu-l vor mânca. Folosim niște colorant alimentar. Rock, ești bine? Ți-ai pierdut mințele sau creierul ăsta e al tău? Asta e bună, Sam! Acum fii atent la asta! Oh, nu sunt sigur că nu sunt și eu un zombie! Arată așa delicios! Vreau să mănânc acest creier acum! Ei bine, sigur! E foarte dulce! Și tu ești cel mai mare pofticios pe care îl cunosc! Acum, hai să mergem! Nu, prețiosul meu! Dăm prețiosul meu! Ok, sunt gata! Nu, nu ești pregătit! Nu pleca! Nu ești doar... Bine, ia asta, amice! Și mă voi întoarce cu o nouă pizza înainte să-ți dai seama! Bine, hai să o facem! Am cea mai bună armură posibilă, așa că nu-ți face griji. Bine? Ies afară! Ai fost un prieten bun! Hei, ce e asta? Ah, am înțeles! Halloween-ul e în seara asta! Oh, asta trebuie să fie Rock! Rock, te-ai întors! Vești bune? Sammy, nu există zombie! Dar de ce ești supărat? Vezi tu, am crezut că vânezi zombii acolo, dar am prins trei oameni adevărați în ea. Trebuie să fi fost distractiv. Nu mai spune! Am făcut totul degeaba. Hai, Rock, le-am arătat prietenilor noștri cum să se protejeze de zombii dacă vin. Ah, ai dreptate, sper că v-a plăcut. Pa, pa, prieteni! Unde-i pizza aia? Eu știam că zombii nu sunt reali. Așa este. Ah, puiul zombie! Zombie? Unde? Sammy, e timpul pentru studiu! Siu, chiar trebuie să facem asta! Dar ai zis că ai nevoie! Tu ești cel care a vrut să-și antreneze creierul, mai știi? Creierul meu deja s-a transformat în slime! Ba nu! Ce s-a întâmplat? Cartea aia a vrut să mă mănânce! Sam, e doar un manual! Unde mi-ai văzut tu cărți care să muște? Atunci arată-mi! Te provoc! Bine, bine! O să-ți îngăduiesc o pauză scurtă! Hai să facem cartea monstruoasă a monștrilor! Iuhu! Nu mai studiem! Atenție, elevi! Azi e lecția de artizanat magic. Oh, lecția asta mi se potrivește perfect. Ce transformer vom face? Tu să-mi spui, care e primul lucru care îți vine în minte? Aha, am cea mai tare idee. A Piricus cutie de lenus. Asta va deveni o carte magică pentru cursul de îngrijire a creaturilor magice din Harry Potter. Creaturi magice? Ca hamsterii noștri? Nu, nu cred că hamsterii noștri sunt magici în vreun fel. Mulțumesc că mi-ai adus chitul. Prieteni, vă plac clipurile noastre cu animale? Dați-ne un like dacă răspunsul e da. Yahoo! Sfide plăcite! Atât de multe like-uri! Sammy, ești un vrăjitor adevărat! Poate că ar trebui să te înscrii la Hogwarts. Atunci unde e bufnița cu scrisoarea semnată de profesoarea McGonagall? Nu renunța! Măcar azi vei primi propriul tău manual de la Hogwarts. Da, unul care mușcă. Cum ar trebui să mă descurc cu el? Îl vom îmblânzi. Și am terminat acest radechit. Chiar arată ca paginile unei cărți. E momentul să aplicăm niște vopsea acrilică. Mi-ai citit gândurile? Hai să punem culoarea de bază și apoi să facem niște detalii. Prieteni, fiți atenți aici! Stratul acrilic e gata!
Wow! Cumva mi-a ieșit vraja de levitare Wingardium Leviosa? Sau poate că prietenul tău slime te-a păcălit? Ok, domnule glumeț, ce altceva mai ascunzi de mine? Nu, vreau doar să-ți dau asta, un șablon pentru fălcile crâmpii. Arată înfricoșător! Hai să facem un mulaj din lut polimeric. Fusion, ăștia-s niște dinți foarte ascuțiți. Ai dreptate, slime-ule dințos. Hai să fixăm acești dinți de fălci. Dar trebuie să-i fixez bine ca să nu cadă. Desigur, acum o să ne ocupăm de gingi. Uite așa. Wow, chiar începe să arate înfricoșător. Siu se va speria. Hei! Sfântă mozzarella, Siu, nu-i corect. Nici ce faci tu nu-i corect. Tu ai vrut să-mi faci primul o farsă. E cazul să câștig eu această rundă. Iar eu voi pregăti o altă armă. Apără-te! Văd că deja ai trecut la etapa următoare. Cartea e despre monștri, deci avem nevoie de tentacule. Atunci, ce mai așteptăm? Hai să facem multe tentacule! Să începem! Priviți aceste tentacule mici și drăguțe, prieteni! Dar parcă am singuratice! Hai să le unim cu ajutorul unor bucăți de lut! Arăt ca medusa din mitologia greacă! Wow! Ce e, Sammy? Te-ai pietrificat? Nu, doar am rămas înmărmurit de șmecheria mea! Prieteni, fiți atenți! Vom da cu acest diluant ca să înlăturăm amprentele. Este sigur pentru slime-uri? Nu-ți face grijă, am terminat! Dar vom mai avea nevoie de ceva ca să facem aceste tentacule să pară mai reale. Susan, cred că avem nevoie de ventuze. Wow, ce ușor a fost! Și arată grozav, nu-i așa? Sfinte plăcinte! Siu, te-ai autodepășit! Arată grozav! Mersi, Sammy! Ai venit la țanc! Pune-le la cuptor, te rog! Ok, am înțeles! Cât timp le lăsăm? Cam 15 minute la 120 de grade Celsius. Cât timp tentaculele sunt la cuptor, noi trecem la următoarea etapă. Sunt cu ochii pe tine! Mă urmăresc! Ajutor! Am uitat care-i vraja de pietrificare! Ia asta! Mersi, Sammy! Acum vom face partea cu ochii și nările. Tentaculele sunt gata! Mă duc să verific! Dragilor, în film, cartea avea patru ochi, ca un păianjen. Așa că vom face patru forme dintre astea și apoi le vom uni. Și nu uita de nări! Ar trebui să poată să-și miroase prada, adică stăpânul! Sam, poți să mă ajuți cu astea? Da, mă uit la ce faci tu și o să te imit! Nu văd neapărat mai bine cu patru ochi! Da, vederea păianjenilor e proastă! Nu disting decât umbre și lumini! Atunci o să-mi pun încă o pereche de ochelari! Prieteni, fiți atenți la această suprafață aspră! Sammy, ai terminat? Sigur că da, Siu! Aveai îndoieli? Mulțumită lui Sam, acum pot să unesc cele două jumătăți! Și această etapă e aproape gata! E timpul să-l băgăm și pe ăsta la cuptor! Nu, de data asta vom pune niște diluant și vom folosi un uscător. Corect! Altfel, ochii din plastic vor fi distruși. Exact! Ok, să începem! Sammy, nu poți să stai nemișcat, hă? Ce-ai acolo? Am făcut o parte din titlul cărții, dar nu mai găsesc restul. E aici! Să-l facem tot din lut. Am transferat literele pe o hârtie subțire cu ajutorul unui bolt. Wow, Siu! N-ar trebui să folosești magia în afara Hogwarts! Nu e nicio magie, doar un truc de artizanat! Pac! Știm să facem multe trucuri de-astea! Abonați-vă ca să nu ratați nimic! Am decupat-o, am băgat-o la cuptor și e gata! Acum o vom fixa de carte folosind super glue. Ce priveliște! Hei! M-am mușcat! Atunci să le fixăm și pe ele ca să nu se mai țină de șotii. Arată uimitor! Și mușcătura lor e reală! Ești de acord cu mine? Fălcile sunt la locul lor, însă mai avem niște treabă de făcut. Hai să folosim această umplutură ca să acoperim toate golurile și trecerile. Sammy, te superi? Oh, deloc! Această imitație de piele va arăta grozav pe post de copertă, corect? Sam s-a supărat rău pentru că toate decorațiunile erau acoperite, așa că o să tai bucățile în exces. Uite, Susan, am ochii la spate și o să te urmăresc peste tot!
Oh, asta sună fricoșător! O să țin mereu cutia dințoasă cu mine. N-o să mă sperii! Slime-urile nu sunt așa ușor de speriat! Ok, dar știai că această carte ascunde un secret? Un secret? Un secret magic? Da, vreau să aflu detalii! Super! Iar acești ochi vor fi atenți la intruși! Atunci n-o să aflu ce se ascunde înăuntru? Nu-i corect! Îți garantez că tu vei fi excepția! De fapt, tu vei fi primul care va afla secretul! Oh, sunt foarte încântat! Nu prea-ți arăți încântarea? Nu sari în sus de bucurie? Pentru că nu vreau să vărs vopseaua! Tu știi vreo vrajă care să grăbească lucrurile? Păi, cred că aș putea improviza ceva! Vopselirus colorificus! Aha, a funcționat! Da, de fapt e vorba de un program de editare video! Da, nu putem avea secrete față de voi, prieteni! Și acum să trecem la tentacule! O să folosesc aici o nuanță de roz mai deschisă! Asta e una dintre părțile mele favorite! Asta înseamnă să fii artist! Și nu uitați să adăugați niște textură ventuzelor folosind o culoare mai închisă! Arată grozav! Acum e rândul gingiilor! Sammy, unde ești? Ai zis că-ți place să colorezi? Nu știu! Dinții aia mi se par înfricoșători! Mai știi trucul care calmează cartea monștrilor? Mângâi-o și nu te va răni! Haide, ce monstru bun! Wow, chiar a funcționat! Vezi? Acum să facem niște umbre aici pentru ca totul să pară mai real! Puțin aici și puțin aici! Nu trebuie să fie perfect, știți voi! Însă dinții ar trebui să arate mai murdari! Vom colora aici lângă gingii! Cuiva nu-i place să se spele pe dinți! Arr! Ok, nu trebuie să faci asta! Doar să nu mă muș din nou! Sammy, nu pleca prea departe! Poți să-mi aduci blana artificială pentru copertă? Deja am adus-o! E bună pentru deghizări! Grozav! O să dau cu niște lac pentru a da luciu gingiilor și dinților! Te rog, usucă-te repede! Nu mai am răbdare! Ultima etapă este să adaug niște blană artificială. Vom folosi bucăți mici pe care le vom lipi de-a lungul coperții. Blană, blană și mai multă blană! Vreți să vedeți rezultatul final? Atunci rămâneți alături de noi! În sfârșit ai aflat secretul pe care l-ascunde cutia. Știu, e super tare! Acum sunt pregătit pentru orice! Atunci ne putem întoarce la studiu. Creierul tău are nevoie de antrenament. Dar mai întâi are nevoie de energie. Broasca asta de ciocolată e combustibilul perfect. Aici nu pot să te contrazic. Prieteni, v-a plăcut proiectul nostru magic de artizanat? Atunci dați-ne multe like-uri. Ne vor ajuta să facem mai multe clipuri. Și nu uitați să vă abonați. Ne vedem curând! Ok, acum e rândul meu. Am luat cartonașul. Wow, cool! Sunt pregătit să ghicesc. Și să nu scoți niciun sunet. Da, da, da. Ok, să-i dăm drumul. Ok, ce este? Șobolan? Ce faci? Am înțeles, negru și alb. Ce aia? Știu, e un pinguin. Pinguinii sunt negru cu alb, se potrivește totul. De unde ai luat trandafirul? Stai! Un pinguin care e pe cale să facă baie în petale de trandafir. Sammy, cum ai putut să-ți imaginezi așa ceva? Încercam să o imit pe Morticia Adams. Cum ai putut să nu ghicești? Ei bine, ai fi putut să pocnești din degete de două ori, simplu. Adică așa? Bună! Avem o adevărată frumusețe aici. E oribil să porți culori aprinse. Oh, nu cicăli, Sam's Day. Totul așa. În seara asta voi trece printr-o schimbare de look. Întâi vom scăpa de tot ce ne stă în cale. Iar acum hai să-ți facem părul. Așa e, coafiura asta nu e potrivită.
Ok, nu te speria. Vom lucra încet și cu grijă. Nu mai avem nevoie de aceste bucle și șuvițe ciudate. Uite așa! Acum să le udăm pe toate. Oh, Sammy, încetează, te rog! Mi-ai spus să le ud, așa că fac ce mi-ai spus! Acum e timpul să-ți acoperi ochii. Uite așa! Hai să-i spălăm bine părul! Ok, acum părul e curat! Wow, ce de spumă! E așa plăcută și mirosele așa! Uh-oh! Era cum să-l put tot! Poți să te usuc eu! Sfinte parmezan! Oh, Sammy, scuze! E ok, Suzy! Sunt bine! Continua să meșterești! Hai să-ți uscăm bine părul! La putere maximă! Pot să fac! Ajut! Ei bine, aproape am terminat cu părul tău! Hai să-l pieptănăm puțin! Și să tundem astfel vârfurile! Ok! Merg să mă scufund în bolul ăla cu spumă de baie! Să mă împrospătez puțin! Prieteni, rămâneți concentrați! Ne întoarcem imediat! Sammy, ești prea dramatic! Haideți, ce mai a fost tare! Iar eu am ceva la fel de cool să-ți arăt! Vom înfășura banda adezivă pe tot corpul păpușii din cap până în picioare! Ups, greșeala mea! Trebuie să acoperim și fața, dragă! Dar promit că nu o să dureze mult! Mumia a scăpat din muzeul nostru, ați văzut-o? Oh, nu am văzut mumii pe aici! Ce ciudat! O să o găsesc eu oricum! Yeah, a fost pe aproape, ha? Hai să terminăm mai repede! Și totuși mi-a scos ceva! Sfinte mozzarella! Asta-i Morticia Adams după ce am mers la bronzat! Ups! Ți-ai dat deja lacul de unghii jos? Mersi! Acum hai să ștergem machiajul modelului! Și bum! Suntem gata pentru următoarea etapă! Deci, acum putem picta orice față îi dorește ea! Precum înspăimântătoarea Morticia! Sau enervata Morticia! Sau chiar misterioasa Morticia! Într-o clipă! Ia o gură de aer, Sammy! Am nevoie doar de ceva pentru a-i acoperi părul! Hai să încercăm! Hocus pocus, abonați-vă! Perfect! Punem o cască pentru duș astfel! E timpul să scăpăm de vechea ținută! Iar acum vom da păpușa cu niște spray de gresant! Prieteni, apăsați butonul de like pentru a o încuraja pe Siu! Și nu uitați să vă abonați! Acum îi putem face Morticiei faimosul ei look palid! Sammy, te bagi? Mai întrebi! Am așteptat momentul ăsta timp de 5 minute și 2 secunde! Ok, dăm pensula! Bine, Morticia e gata pentru următorul pas din schimbarea de look! Rămâneți cu noi! Ahem! În fața voastră e statuia unui personaj fictiv de la începutul secolului 20! Ce interesant! Hei, nu împinge și eu vreau să văd! Grădinar remarcabil! Sammy? Ups! Dispăreți, oameni buni! Haide, Elsa! Iarăși îți imaginezi că ești un ghid turistic? Nu-mi imaginez! Exersez, Siu! Într-o zi vom deschide împreună muzeul de meșterita lui Sam și Siu! Nu se va întâmpla astăzi, deci ai putea să mă ajuți? Nimeni nu te lasă să visezi în pace în casa asta! Hei, e o mulțime de spațiu aici! Atunci o să fie un duel al creioanelor! Apără-te! Oh, ok, Siu, ai câștigat! O să stau acolo! Mi-am dovedit punctul de vedere!
mai bine, trebuie doar să evidențiem mai bine machiajul de bază, astfel. Aha! Oh, la la! Monsieur Magnifique e mereu pregătit! Scoate-i sprâncenele în evidență! Așa se poartă acum! Ok, am primit destule sfaturi! Uș! Ce spui? Oh, e uimitor! Aș vrea să adaug doar câteva detalii! Oh, la la! Drag, arăți mortal! Doar cu câteva atingeri cu sclipici pentru a lumina ochii. Ai spus sclipici? Suzy, uite, e perfect! Haide, să aplicăm puțină rășină lichidă și să o întindem cu grijă. Acum lăsăm rășina să se întărească sub lampa UV. O idee genială, nu-i așa, Sue? Da, e perfect! Prieteni, rămâneți cu noi, continuăm imediat! Avem nevoie de bandă de mascare pentru ultimul pas. Hai să folosim un marker pentru a desena decolteul din față și din spate. Facem asta pentru frumoasa rochia mortișiei. Eu nu e cea mai confortabilă ținută! Nu-ți face griji, Sammy! E doar pentru a pregăti tiparul! Astea sunt cele două jumătăți pe care ar trebui să le obțineți. Oh, ce e asta? Materialul personalizat perfect direct din Tibidaba! Oh, serios? Wow, e superb! E și lucios? M-am îndrăgostit! Au! Ei bine, să începem prin a pregăti piesele. Uite așa! Tot ce trebuie să facem este să le decupăm. Prieteni, mai bine rugați un adult să vă ajute aici! Nu uitați, toate piesele trebuie să fie cusute pe interior! Nu uitați să lăsați găuri pentru picioare și cap! Mersi, Sam! Acum luăm o bucată de sârmă și o îndoim în formă de V! Ui, o ghicitoare! Astea-mi plac mult! Să împărțim W-ul de la Wednesday în jumătate! E jumătate Morticia! Iar cealaltă jumătate ar trebui să fie Gomez! Nu înțeleg? Astfel, rochia o să-și păstreze forma! Chem mânecile! Grozav! Acum o poți proba, dragă! Se potrivește ca o mânușă! Am terminat aici? Nu chiar, Sammy! Wow, wow, wow! Suzy, ai grijă! Privește partea asta cu dantela decorativă! Sunteți pregătiți? Vi-o prezint pe frumoasa Morticia! Siu, ai uitat ceva! Poftim! Oh, priviți frumusețea asta! O duzină de like-uri de la mine! Sunteți sigur că ați văzut totul? Haideți să mai aruncăm încă o privire! Ok, Sam, încearcă să ghicești acum! Am înțeles! E Wednesday, nu-i așa? Nu! E Morticia Adams din nou! Ce? Serios? Stai să văd! Oh, da, chiar este ea! Asta a spus și eu! Prieteni, dați-i un like Morticiei și abonați-vă la canalul nostru! Pa, pa! Pa, pa! Ha? Ce? M-am întors la școală? Dar de ce? Bună, Suzy! Nu te-am mai văzut de ceva vreme! Suzy? Bună! Ești bine? Poți să te oprești din vorbit? Îmi prezint referatul! Ce? De ce tu ești eu și tu? Eu sunt... Nu! Nu poate fi adevărat! Deci a fost doar un vis? Hei! De ce țipi și tremuri așa? Tocmai am avut un coșmar despre școală și eram trei ca mine acolo! Îți poți imagina? Chiar nu pot! Dar sună foarte bine! Haide, trebuie să-mi spui totul! Haide! Iar apoi eu, adică adevărata eu, m-am trezit! Nu-mi pot imagina cum s-ar fi putut termina! Sunt de plăcinte! Deși se pare că te pot ajuta! Wow! Cutia cu vise? Deci, ce este aici? Să vedem! Cum a ajuns asta aici? Am visat la ea săptămâna trecută! Scuze! E o carte cu jocuri nou-nouță! E fix ce-mi trebuie! Să vedem! Poți să continui, Suzy! Ce glumeți!
Uite, aici avem un dormitor drăguț și roz și pe cineva să pătră. Iar în partea asta locuiește cineva care clar adoră un stil mai strict. Deci, e deja dimineață, păsările cântă la fereastră și... Trezirea! Hei, ia mea, dă-mi apoi! Semi, ce fel de alarmă e asta? Nu poți fi mai blând! De exemplu, ador să mă trezesc cu mirosul de cafea proaspăt făcute. E deja dimineață! Ce mască de somn drăguță ai! Și pijamaua ta este roz! Hei, e prea devreme! Cineva s-a trezit cu fața la ceașa, dar masca de dormit e grozavă! Lasă-mă să te ajut să o dai jos! E timpul să ne pregătim pentru școală! Să vedem cine e mai rapidă! Fanii s-au săturat să mai scandeze! Roz! Roz! Negru! Negru! Iar comentatorul s-a săturat să comenteze! Aer! Acum apă! Apă! Iar morocănoasa s-a pregătit cel mai rapid pentru școală! Știam eu, Siu! O duc la următoarea pagină! După tine, domnișoară! Super, Semi! Ei bine, nu te vom lăsa aici, nu-i așa? Grozav! Putem trece mai departe! De ce nu este nimic aici? Imposibil! Poftim, ia un croissant magic! Și pac! Ciudat! Măcar voi lua o gustare! Wow! Ia uite! La la! Ne putem apuca de treabă! Câștigătoarea din prima rundă va fi prima! Hei! Nu văd nimic așa! E necesară o abordare integrată, Suzy! Bretonul îți stă foarte bine, arăt superb! Oh, stai o secundă! Suntem în direct de la Tibidaba Fashion Week! Codițele sunt la modă! Ce, vrei codițe împletite? Ok, hai să încercăm atunci! Aha! Oh, grozav! Să adăugăm un accesoriu și poate că fata noastră morocănoasă va zâmbi! Ok, îmi place, considerați că zâmbesc. Hei, dar eu vreau și eu un nou look chic. Păi, îți sugerez breton și să iei din lungimea părului. O echipă formată din cei mai buni stiliști de păpuși se ocupă deja. Mai trebuie doar să adăugăm un accesoriu elegant pentru păr. Acum vom apela la un expert. Oh la la! Nu! Totul e perfect! Ce aud? Plânge cineva? Oh, nu, nu, nu ai de ce să plângi! Ne vom gândi la ceva acum. Uite câte lacrimi! Aproape că ne-am înnecat aici. Of! Știi? Lacrimile tale roz mi-au dat o idee. Nu ești împotriva șuvițelor colorate la modă, nu-i așa? Și te machiem puțin. Hop, hop. Oh, era să uit. Puțin parfum pentru buna dispoziție. Și acum poți merge la școală. Școala cu negru și roz e exact ca în coșmarul tău, Suzy. Ce urât. Așadar, fetele noastre se pregătesc pentru prima lor lecție. Să vedem ce au în ghiostanele lor. Nimeni nu se joacă în clasa mea. Oh, e profesorul plezneală. Mai bine nu glumim cu el. Penarul e drăguț și uite câte lucruri în cap înăuntru. Oare ce se va întâmpla dacă vom amesteca ambele lichide? Ai făcut totul greșit, Susan! Minus 10 puncte de la cercetaș! Chiar așa? Îți arăt eu ție! Să vedem ce mai spui acum, domnule profesor! Mă gândi-l-o! Oprește-te, oprește-te, cum? Să te înveți minte! Și ce e asta? Oh, întotdeauna am visat să încerc să scriu ceva cu o pană adevărată. Se pare că a mai rămas ceva aici. Oh, Semi, cum te-ai murdărit atât de tare? E ok, o să te curățăm imediat.
Aha. Gata, canou. În sfârșit de pauză, nu pot odihni. Între timp, haideți să aruncăm o privire la rucsacul păpușii roz. Dacă ăla nu e un penar mov, eu nu sunt un slime. Pe aproape, Semi, e o trusă de machiaj. Serios? Oh, nu! Ce-i asta? Ce-am pățit? Mi se pare mie sau arăt diferit? Dar ai spus-o chiar tu! Dacă te înșel, nu vei fi un slime! Oh, nu vreau să încerc pe asta! Mai există un compartiment cu fermoar. Să-l desfacem. Și înăuntru? Da, este un penar. Și uite ce drăguț e. Acum vreau și eu unul. Câte rechizite sunt aici? Și putem pune totul pe birou. Oh, săracul de mine. Nu există o formă mai bună decât cea unui slime. Oh, haide măi. Eu și urmăritorii te iertăm. Am dreptate, prieteni? Dați-ne un like dacă sunteți de acord. Între timp îi voi da lui Sam forma obișnuită. Deci, a funcționat magia mea, Semi? Semi? Oh, ce ciudat! Și ce e ăsta? Wow, Tamagotchi! Ok, putem face o plimbare. Acum ne spălăm și la final, crânz, crânz, luăm-o cu stare delicioasă. Oh, și mie mi-e puțin foame. Oh, doamne, e deja ora prânzului. Dar unde-i Semi? Sunt din nou eu și am reușit chiar să arunc o privire la ultima pagină. Bun, suntem în cantina școlii. Poftim o tavă. Pentru prânzul de azi vom avea... ce omletă delicioasă! Chiar aș putea să o mănânc! Există și această chifteluță bună! Arată exact ca una adevărată! Nu-i așa? Și nu putem să nu mâncăm înghețată, normal! Delicioasă! Și iată și locul potrivit pentru ea! Bun, tava iubitoarei de roz e plină! Poftă bună! Sunt atât de norocoasă! Hei, și mie mi-e foame! Evident, tava ta e deja aici! Cum o fi mâncarea neagră, totuși? Să întrebăm un expert despre asta! Domnule Squarepants, ce ai de spus? Salutare, prieteni! Ați dori să încercați Dark Patty, noul nostru produs de la Krusty Krab? Nu, nu, fără publicitate! Ai legătura, Sue! Ok! Wow! Ați gustat așa ceva, prieteni? Eh, se pare că iubitoarea de negru preferă fast food-ul! Iată o felie de pizza! Și niște pui, tot negru, să-l punem aici! Iar pentru desert, o cutie de lapte și o gogoașă. Aș vrea să văd vaca aia care dă lapte negru. Țac, țac, țac. Bun, tava asta e plină. Ne jucăm acum? Vreți să vedeți cum am făcut această carte cu jocuri? Atunci fiți pe fază! Auci! Unde-i Semi? Ce-i atât de mult timp? Wow! De unde au apărut astea? Salvează-mă, Siu! M-am blocat! Oh, mersi! Am vrut să mă pregătesc intens pentru proiectul nostru, dar această bandă stupidă... Ai făcut o treabă grozavă, Semi. A mai rămas doar partea distractivă. Și decupăm. Unde e foaia de care avem nevoie? Ah, nu sunt paturi aici. Le am! Vin, Siu! Cred că ceva nu e în regulă aici. Hop! Așa, da! Le lipim. Da, așa. Brr, nu mai place scociul ăla. Dar cu el păturica nu va pleca nicăieri. Și putem ascunde cu ușurință păpușa sub ea. Aha. Oh, ați auzit asta? Cine e acolo? Trebuie să fie de niște pitorească pe fereastră. Așa e, Semi de hârtie. De aceea vom lipi asta pe partea din spate a cărții noastre cu jocuri. Eh, mult mai bine. Nu sunt destul de pitoresc. Pa! Uite cât de viu mi-am imaginat fetele noastre. Bravo, bravo, maestre.
Între timp eu mă ocup de părul frumoaselor noastre. Uite ce drăguț și amuzant arată! Oh! Și eu am terminat, Suzy! Bravo! Apropo, chiar putem să le schimbăm culoarea părului. Dar nu vom face asta, evident. Urmează partea cea mai interesantă. Da, și cea mai laborioasă. Oh, iu, Sammy! Bun, mai întâi ne ocupăm de ghiozdane. Și apoi ne vom ocupa de ce vom pune înăuntru. Nu uita de chestia asta mică, Siu! Oh, mersi! Și ghiozdanul negru se pune la locul lui. Super! Acum să ne ocupăm de ghiozdanul unicorn roz. Dar cum pune frumusețea asta acolo? Hei, unde-i rujul? Tot ce se pune în penar este chiar aici. Acum hai să-l închidem. Și nu în ultimul rând, un prieten virtual drăguț. Bun, am ajuns la final. Ultima noastră pagină a fost despre bunătăți. Avem nevoie de multă bandă adezivă pentru acest pas. Pac! Așa, Suzy, bravo! Totul este corect. Bună! Astea nu sunt primele noastre jucării de hârtie. Uitați-vă pe canalul nostru! Hai să mai umplem! Aha, acum o vom sigila și... Stai, stai! De ce punem doar vată? Poate putem depozita niște bunătăți înăuntru? Sammy, încetează! E un squishy, nu o ascunzătoare secretă! Acum ne lipim toate paginile și proiectul nostru e gata! Ura! Hă? Ce? Unde mă aflu? Într-un fel de școală? Oh! Eu sunt cel din visul lui Siu sau ce? Suzy? Bună! Unde ești? Bună, Sammy! Ți-ai făcut temele? Pot să te notez? Ce? Dar cum? Nu înțeleg! Hă? La ce te holbezi, rozule? Sfântă mozzarella! Oh, nu, nu, nu! Totul e ciudat! Trebuie să mă trezesc! Să mă trezească cineva! Scenă cu Morticia? Unde e? Alo? Ești sigură că ești mama mea? Nu cred, scumpo! Sfinte parmezan! Ia-i Morticia! Make-up artistul nostru e în vacanță. Hai să continuăm! A venit mână! Deci vrei să spui că nu e nimeni pe platou? Uf! Să o filmăm pe Wednesday atunci! Decorațiunile nu au sosit încă? Atunci sunați-mă când e totul gata! Acum lipsesc toți actorii? Decorul e distrus! E un dezastru! Haide, măi, suntem artizani! Ne descurcăm noi! Să mergem! Uf, Siu, am fost pe șantier și am împrumutat toate materialele necesare! Grozav! Deși îi lipsesc deschizăturile ferestrelor, rezolv asta imediat! Ha? 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 Acum pereții sunt gata! Arată sumbru, totuși! Ai vreo idee cum să schimbăm asta? Am câteva! Poftim! Folosește hârtia gumată! Trebuie doar să o lipim pe pereți! Sigur o să câștig un Oscar pentru asta! Dar ne trebuie pereți din lemn, nu-i așa? Păi, nu sunt gata încă! Mai lasă-mă puțin! O să fac tăieturi mici, mici! Te descurci de minune! Stai să adaug și eu câteva bare! Trebuie să zugrăvim pereții! Mă duc să aduc vopselele și pensulele! În sfârșit! Mă bucur că vom lucra împreună! Hopa! Cu cât terminăm mai repede, cu atât revenim mai curând la filmări! Da! Încă suntem în cursă pentru un Oscar la categoria cel mai bun decor! Sammy, ai ieșit grozav! Ia uite! Ce fricoșător!
Ar trebui să fie actrița principală în noul meu film de groase. Wow! Prieteni, se pare că o să devin un star de cinema. Aha, vedeți? Și încă îmi fac treaba, ordonat și rapid. Aha. Atenție, am venit să vă verific. Așteaptă, nu e nimic gata, te sună mai târziu. Și Wednesday-a noastră visează să se întoarcă pe platou? Să ne grăbim atunci, i-am distras atenția cu o carte, dar nu o să țină mult. Bag viteză, șeful. Să vedem. De ce e așa de goală? Alo? Ar trebui să fie pe aici lista. Țin minte că am pus-o în scenariu. Simi, ce s-a întâmplat? Ia uite, trebuie să fie o fereastră colorată cu pânză de păianjen. Unde e? Oh, stai liniștit, o să-ți aduc o fer... n-am mers. Sfinte parmezan, date! Lasă-mă să-ți arăt cum se face. Deci, hai să desenăm un cerc. Așa. Un băț, două bețe și o pânză de păianjen. Ah, acum e totul clar, mă descurc. Fereastra perfectă cu pânza de păianjen e gata. Seamănă cu cea originală. Da, dar trebuie să fie neagră. Stai să vopsesc. Atunci eu o să fac sticla multicoloră. Culorile stridente sunt obligatorii. Nu arată cum trebuie, obiectez. Serios? O să-ți dau un marker negru. Suzy, o țin eu. Treci la treabă, draga mea. Eroul meu. O să termin fereastra pentru tine, Sammy. Uitați ce frumos a ieșit. Exact ca în film. Acum cred că Wednesday-a noastră e mulțumită. Misiune îndeplinită. Ura! Aha, asta o să fie jumătatea mea, iar aia o să fie... Hei, ce faci? Siu, vin aici! Siu, nu m-ai văzut? Se pare că Wednesday vrea să împartă camera. Nu ne grăbim și o să facem întâi jumătatea prietenei ei în Eid. De acord, prinde salteaua. Ura! Ne mai trebuie o cuvertură de pat. O pictez chiar acum. Uite! Da! E dora ta! Ce frumoasă e! Dar o să o mai colorez puțin ca să fie în stilul lui Enid. Ia uite! Mai ai vreo altă sugestie? Da! Pune pernele astea făcute din plastilină cu scare la aer! Super! Am găsit și o pătură colorată! Stai să o așez cum trebuie! Am adus o comodă pentru Enid! Cum să o asamblez? Stai liniștit! Eu și Rog am mai montat așa ceva, deci pot să fac! Poftim! Ți-am spus eu! Grozav! Iar eu tocmai am terminat de vopsit o veioză! Se potrivește perfect cu dulapul! Slavă tibidaba! Masa asta nu are manual! Da, instrucțiunile nu sunt pentru tine! Hai să vopsim! Cred că avem nevoie de un scaun. L-am găsit pe asta. Hei, se potrivește perfect. Totuși, ceva lipsește. Așa, da. Ce primitor e locul ăsta. Nu ți-ai dat seama că aici locuiește un vârcolac? Știu, există tot felul de vârcolaci. Locul ăsta e grozav. Îmi place la nebunie. Pot să fiu Enid? Mai târziu, acum părăsește platoul, te rog. Văd că avem câteva candidate pentru Enid. Micuța asta mi-a amintit că Enid iubește jucăriile, așa că voi face câteva. Abia am reușit să scap. De ce e totul atât de sumbru? Nu e bine, o să le vopsesc pe toate. Haide, Lutule, frate jos! Ura! Mersi, Sammy! Desigur, umpleți-l pe Sam-a nostru de like-uri. Mulțumită vouă, le-am terminat foarte repede. Fantastic! Atunci o să pun jucăriile în cameră. Acest baldachin. Ce rapid! O să-l montez imediat. Ia uite ce-am adus. Sammy, ai grijă. Ce bine că orice slime e super rezistent. Poftim? Totul e atât de colorat. Nu vreau să stau aici. Vai, actrița noastră și intră prea mult în rol. Mai avem o comandă aici. Un birou pentru Wednesday. Poți să-l asamblezi tu, te rog? Bine, Sammy. O să fac eu. Mă pricep la instrucțiuni. Grozav! Biroul e gata. Să-l punem chiar aici.
Eu nu cred că jumătatea lui Wednesday cam, nu știu, goală. Înțeleg ce zici. Hai să mai facem o bibliotecă. Ok, atunci eu mă ocup de noptieră. Locul ideal pentru flori. Ce avem aici? Wednesday adoră negrul. Noroc că magazinele noastre de vopsele sunt pline. Hei, Fiu, fă-o și pe asta neagră. Ai venit la locul potrivit. Va fi gata într-o clipă. Acum putem să punem ambele dulapuri la loc. Eu mă gândeam, Wednesday are nevoie de un scaun. De acord, adu-l aici. Am o idee de un design nou. Și... ia uite, Wednesday-a noastră o să-l adore. Sper, am folosit atâta vopsea neagră. E timpul să schimbăm culoarea. Flori! O să fie foarte fericită. Am terminat cu planta, acum hai să facem un fotoliu. Vă controlam puțin. Nu-i rău, serios. Ups, n-am terminat încă. Așteaptă, te rog. Nu putem să o lăsăm pe Wednesday fără o mașină de scris. Fiți atenți, e mai cool ca un laptop. Și un fotoliu sumbru. Să vedem! Wow, arată grozav! Sio, poți să termin tu în timp ce eu aleg niște melodii? Unde mi-e violoncelul? Cum o să cânt? Stai liniștită, o să apară imediat! Poftim! E rândul tău să excelezi, scumpo! Sio, e ridicol! Unde-i mână? Hei, pot să fiu și eu mână? Hop, hop, hop! Prea mare! Oh, nu! N-am fost de acord cu așa ceva! Ai nevoie de mână? Bine, îți aduc personajul real. E perfect, dar să nu mai fugi iar. Hai să punem totul la locul lui și putem începe filmarea. Dar mai întâi, hai să facem un tur rapid al camerei. Fiți pe fază! Intră în cameră și o întâlnește pe Enid. Blea! Atâtea culori intense! N-am cum să mă înțeleg cu această colegă de cameră! Aduceți-o pe Enid în platou! Acum! Ups! Ea e Enida noastră! E imposibil! Sam e un actor grozav! Prieteni, dați-mi un like și abonați-vă! Pa, pa!